A lui Dumnezeu să fie toată gloria, cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Amin. Seara aceasta este întâlnire de tineret. Nu cred că este întâlnirea pensionarilor din Spania. Așa că am să zic încă o dată. A lui Dumnezeu, Creator al tuturor lucrurilor, să fie cinstea, gloria și slava în vecii vecilor. Amin. Amin. Parcă de data asta a fost ceva mai bine. Haideți, vă rog frumos, să deschideți Biblia împreună cu mine la cartea Hagai. Acum să vedem cât de bine cunoaște Scriptura. Care este ultima carte din Vechiul Testament? Ultima carte din Vechiul Testament este cartea Maleahi. Cartea de dinaintea cărții Maleahi este cartea Zaharia. De data asta au fost doar vreo două voci care au spus. Ei, cartea de dinaintea cărții Zaharia este cartea Hagai. Și ca să nu vă mai las să vă chinuiți, vă spun și pagina în traducerea Cornilescu. Găsim textul pe care cu ajutorul Domnului doresc să-l rostesc la pagina 907. Aș vrea să deschidem de fiecare dată când venim la biserică inima la cuvântul lui Dumnezeu, nu doar laptopul, că în ultima vreme mai mult deschidem laptopul când e vorba de cuvântul Domnului. Și în momentele care urmează voi citi acest cuvânt cu voce tare. Aș dori și vă rog din toată inima să fiți foarte, foarte atenți. Nu citesc cuvântul meu, ci rostesc cuvântul lui Dumnezeu. În timpul în care citesc acest cuvânt al lui Dumnezeu, am să vă cer ca împreună cu mine să predicați. În seara asta toți veți fi predicatori. Anumite fragmente din textul pe care îl voi citi cu voce tare, am să vă cer să îl rostim împreună, să rostim acest cuvânt cu voce tare. Ascultați cuvântul Domnului de la pagina 907, Hagai capitolul 2. Iată ce spune Biblia. Fiți atenți. În a 21-a zi a lunii a 7-a, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Vorbește lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și rămășiței poporului și spune-le: cine a mai rămas între voi din cei care au văzut casa aceasta în slava ei din tâi? Și se referă aici la templul din Ierusalim. Și cum o vedeți acum, așa cum este, nu pare ea ca o nimica în ochii voștri? Și versetul 4 spune așa: acum fi tare, Zorobabel. În loc de Zorobabel poți așez liniștit numele tău. Eu am să pun: acum fi tare, Adrian, zice Domnul. Acum fi tare și tu, Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot. Fi tare și tu, tot poporul din biserică, adunat în această seară, la această întâlnire de tineret, zice Domnul, și lucrați. Căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. O, și îmi place atât de mult versetul 5 care spune așa. Fiți atenți, dragii mei, tineri din Spania. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt. Sau când ați ieșit din România, nu? Și Duhul meu este în mijlocul vostru. Nu vă temeți. Îmi place atât de mult ultima parte a versetului 5. Am să recitesc eu cu voce tare și apoi veți reciti împreună cu mine. Veți rosti împreună cu mine. Și Duhul meu este în mijlocul vostru. Nu vă temeți. Hai să predicăm împreună. Și Duhul meu este în mijlocul vostru. Nu vă temeți. Mi-a plăcut mult cum ați rostit, așa că încă o dată. Și Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Căci așa vorbește Domnul oștirilor. Încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, mare și uscatul. Voi clătina toate neamurile. Comorile tuturor neamurilor vor veni și voi umple de slavă casa aceasta, zice Domnul oștirilor. Amin. Vă rog frumos, acolo unde sunteți, să plecați privirea. Și cu voce tare voi rosti o rugăciune. Vă rog toți, acolo unde sunteți, să plecați privirea. Doamne Dumnezeul nostru, Iisuse Hristoase, te rugăm, în seara aceasta fii prezent aici. Doamne, am simțit prezența Ta atunci când ne-am închinat înaintea Ta. Am simțit în seara aceasta, Doamne, prezența Ta așa cum n-am simțit-o de multă vreme. Și știu, Doamne, că în seara aceasta Tu vrei să faci lucruri incredibile în locul acesta. Doamne Dumnezeule, aș dori atât de mult și îmi doresc din toată inima că atunci când se va încheia slujba din această seară, fiecare tânăr care a intrat în locul acesta să poată să spună cu toată siguranța și cu toată certitudinea: există Dumnezeu cu adevărat, aleluia! Există Dumnezeu cu adevărat! Pentru că Dumnezeul acesta m-a vindecat în seara aceasta, pentru că Dumnezeul acesta m-a iertat în seara aceasta, pentru că Dumnezeul acesta m-a ridicat din starea de depresie în care mă aflam de multă vreme.
vreme că Dumnezeul acesta mi-a răspuns la întrebarea pe care o aveam de ani de zile, pentru că am simțit prezența acestui Dumnezeu. Doamne, suntem tineri și însetăm după Tine, însetăm după prezența Ta. Vrem, Doamne, să simțim că ești viu, prezent în locul acesta. Uită-te, Doamne, cu toată dragostea la fiecare persoană din locul acesta. Doamne, mă rog pentru fiecare tânăr, chiar și pentru cei indiferenți, Doamne, Te rog frumos să Te atingi de fiecare. Fă să simtă că Tu ești stăpân în locul acesta. O, prezența Ta să clatine locul acesta, Dumnezeule, prezența Ta să ne copleșească, așa cum prezența slavei Tale a coborât în templu în această seară. Doamne, coboară aici în Spania. Picioarele Tale sfinte, Iisuse Hristoase, care au pășit pe drumul Ierusalimului, să pășească din nou în seara aceasta, în această biserică pentecostală. Mâna Ta, Iisuse Hristoase, care a fost întinsă la Golgota, să se atingă de fiecare persoană din locul acesta și cu toții să declarăm că Tu ești Dumnezeu peste viața noastră, Tu ești stăpânul nostru, Tu ești mântuitorul nostru, să vii să fie în numele Tău. Îmi doresc, Doamne, din toată inima, pasiunea aceasta pe care o am pentru Tine să o transmit acestor tineri. De asemenea, Doamne, cel mai greu lucru ți-l cer întotdeauna la sfârșitul rugăciunii. Dă-ne tuturor puterea ca tot ce învățăm din cuvântul Tău să aplicăm în fiecare zi în viețile noastre. M-am rugat, Iisuse, în numele Tău, că n-am merite înaintea Tatălui altfel, cu ajutorul Sfântului Duh. Amin. Ocupați locurile. Am vrut să văd cât puteți sta în picioare. N-ar strica pentru unii să rămână în picioare, mai ales pentru cei care obișnuiesc să viseze în timpul predicilor. Și acum, vă rog frumos să faceți un moment de tăcere absolută. Nu începe predica până când nu se face liniște totală. Eu am timp, avionul meu zboară spre România, mâine la ora 1:45 fix. Tăcerea este cel mai bun tratament pentru o boală cu specific românesc, care se numește vorba lungă. Biblia spune taci în prezența Domnului. Cred că din când în când ar mai trebui să și tăcem în rugăciunile noastre. Venim la biserică, ne așezăm pe genunchi, vorbim noi și tace Dumnezeu. După aceea dăm mâna cu cel din stânga și cu cel din dreapta, vorbim noi și Dumnezeu tace mai departe. Și în biserică de foarte multe ori vorbim cu cei de lângă noi și să știți că din față se vede foarte bine și vă văd și în seara aceasta și vă promit că sunt cu ochii pe voi. Vorbim noi și Dumnezeu tace mai departe. Când cântăm, cântăm și tot noi vorbim și Dumnezeu tace mai departe. Rugăciunile noastre sunt un fel de monolog, exterior sau interior. Vorbim tot noi și Dumnezeu tace mai departe. Vă recomand un lucru. Biblia spune din când în când să taci în prezența Domnului. Din când în când să faceți o pauză în rugăciunile voastre și să ascultați ce vrea Dumnezeu să vă vorbească. În ultima vreme rugăciune am câte un moment de liniște. Și în aceste momente de liniște, de fiecare dată, de undeva din depărtări, aud un cor de îngeri care se aude din ce în ce mai aproape. De undeva din răsărit, în vremurile acestea tulburi, nu știu dacă simțiți, acum în criza asta economică, bate un vânt al schimbării, se apropie dimineața, se apropie primăvara, vine Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. De ani de zile mi-au spus bunicii și părinții că vine Iisus Hristos. Eram odată undeva departe de România, mă rugam și i-am spus lui Dumnezeu, Doamne, tata mi-a spus că vine în curând, bunicul mi-a spus la fel, străbunicul mi-a spus la fel. De ani de zile, Doamne, stau și privesc în sus. De atât a privit în sus, am făcut și spondiloză cervicală. Doamne, de ce nu vii? Și pentru prima dată în viață am simțit că Dumnezeu îmi vorbește direct. Am simțit că Dumnezeu îmi răspunde și răspunsul lui Dumnezeu a fost uimitor pentru mine. Dumnezeu mi-a spus, Adi, nu vin încă din dragoste pentru lumea aceasta. Am înțeles atunci că încă există oameni care trăiesc în păcat. Am înțeles în sfârșit de ce venirea lui Hristos întârzie. Pentru că încă unii dintre noi suntem departe de El. Te întreb de ani de zile de ce nu vine Iisus Hristos și de ce nu vine. Pentru că tu, dragul meu, ești chemat de vocea lui Hristos să te întorci la El de atâta timp. Ne întrebăm, Doamne, de ce nu vii? În fiecare duminică, păstorii ne spun că vei veni în curând și tot așteptăm. Știi de ce nu vine Iisus Hristos? Pentru că tu, dragul meu tânăr, trebuie să scapi de păcatul din viața ta. Pentru că Iisus te iubește și nu vrea să te lase aici. Și într-o zi să te duc acolo în cer cu El. Iată răspunsul lui Dumnezeu. Din dragoste pentru noi, întârzie venirea. Undeva... într-o familie era un copil care s-a născut cu o malformație congenitală la inimă.
Și copilul acesta, într-o duminică seara, nu știu câți dintre voi ați fost la școala duminicală, a fost dus la școala duminicală și învățătoarea i-a explicat că trebuie să-L primească pe Iisus ca Domn și Mântuitor în inima lui. Pentru că acest copil avea o problemă la inimă și a spus, mai mult ca toți ceilalți copii, bineînțeles, eu trebuie să-L primesc pe Iisus ca Domn și Mântuitor în inima mea. A doua zi, copilul împreună cu părinții s-a dus la un medic care era un foarte bun specialist, dar un ateu convins. Medicul s-a uitat înspre părinți și le-a spus în felul următor: domnilor, nu pot să fac mare lucru pentru copilul vostru, nu știm încă exact ce are, dar îi vom face o operație. Și când îi deschidem inima, vom vedea ce găsim acolo. Și copilul în mod automat a ridicat mâna sus, cum faceți voi la școală tot timpul, că știți toate răspunsurile la întrebările profesorilor. A ridicat mâna sus, fără ca cineva să-l întrebe. Și a spus: domnul doctor, n-are rost să-mi faceți operația. Vă spun cu siguranță că dacă veți face această operație, în inima mea îl veți găsi pe Iisus. Medicul nostru încurcat, după cum v-a spus, era un ateu convins și a continuat discursul său academic, s-a uitat înspre părinți și le-a spus: nu știm ce putem face pentru copilul vostru, însă vom face operație pe cor deschis. Când îi vom deschide inima, vom vedea ce găsim acolo. Dar copilul încă o dată ne-a întrebat, cum faceți și voi câteodată la școală, ne-a întrebat automat: domnul doctor, vă spun cu siguranță, n-are rost să faceți operația. Nu mai stricați banii degeaba. Cu siguranță îl veți găsi pe Iisus. Pentru că starea copilului era din ce în ce mai rea. În seara aceea au făcut operația pe cor deschis. Când medicul i-a deschis pieptul și a dat seama că nu mai poate face nimic pentru acest copil, însă a rămas impresionat de cum un copil poate să ducă o suferință cu zâmbetul pe față. Când copilul s-a trezit din anestezie dimineața, medicul stătea plângând la căpătuiul lui. Și când a deschis ochii copilul prima dată, l-a întrebat: ei, domnul doctor, ce ați găsit? Și medicul a răspuns: l-am găsit pe Iisus. Aș vrea ca în seara aceasta să-L găsești pe Iisus în locul acesta. Să-L găsești pe Iisus în fiecare cântare, să nu fiți din categoria aceea care de fiecare dată când vine la biserică se potinește în ceva. Ai văzut păcutare cum s-a îmbrăcat, dar ai văzut cum au cântat ăia de acolo. Aș vrea să-L găsești pe Iisus în zâmbetul fratelui de lângă tine. Să-L găsești pe Iisus în lacrima celui din dreapta ta. Să-L găsești pe Iisus mai ales în cuvântul rostit. Îmi doresc atât de mult, noi românii, când veți veni în România, poate unii dintre voi ați plecat de mult din România, l-am așezat pe Iisus la margini de drum. Nu există țară cu atâția Hristos răstigniți la margini de drum ca România. L-am decupat din tablă, l-am închis pe Dumnezeu în biserici ca afară să facem ce ne dorim. Trecem pe acolo, trece omul, își face o cruce fugară și îl blestemă după aceea pe Dumnezeu. L-am așezat pe Iisus pe biserici, stă acolo pe biserică. Unii dintre voi l-ați atârnat la gât, dar prea puțin dintre noi l-am așezat în inima noastră. Vă chem în seara aceasta să-L așezați pe Iisus în inima voastră. Te chem în seara aceasta să votezi cu Iisus. Frații, tot mă întreabă acum că să alege, el zice, cu cine votez? Cu Geană sau cu Băsescu? Și el a spus că sunt din convingere monarhist. Eu am un rege, nu votez cu nimeni. Și regele meu este Iisus. Și de fiecare dată la alegeri, cum făcea un frate de la noi din biserică, atunci când mergea la vot, mergea și scria Iisus lângă ceilalți candidați și punea ștampii la hotărât. La fiecare alegeri, când cântarea te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus Mântuitorul meu. În seara aceasta, acest Iisus Hristos e prezent aici, credeți asta? O, aș vrea ca mâna Lui să se atingă de tine în seara aceasta. Aș vrea să înțelegi că Iisus Hristos este regele regilor, împăratul împăraților, președintele președinților și în seara aceasta e prezent în locul acesta. O, dacă ai înțelege lucrul acesta, n-ai vorbit nici cu cel din stânga, nici cu cel din dreapta. O, dacă ai înțelege că Iisus e prezent în locul acesta, nu te-ai gândit în altă parte. O, dacă ai înțelege că Iisus Hristos e prezent în locul acesta, îi spune: Doamne Iisuse Hristoase, atinge-te de mine în seara aceasta. Vreau să simt prezența ta aici. Amin? Vrei să simțiți prezența lui Iisus Hristos? Vrei să simțiți prezența lui Iisus Hristos? Iisus e prezent în locul acesta, slăvit să fie numele Lui. Îmi declarăm pe El ca Domn și Stăpân al acestui loc. Slavă numelui Său. Era undeva în America, la începutul secolului XIX, un bogat industriaș excentric. De ce era omul acesta excentric? Pentru că avea acasă o grădină zoologică privată. Bineînțeles, nu locuia la bloc, ca vecina noastră de deasupra, care și a avut o grădină zoologică acasă, formată doar din 20 de pisici, pe toate le chema la fel. Rosie le zicea la fiecare. E adevărat că omul acesta era un om excentric. Avea o grădină zoologică privată, însă nu locuia la bloc. Avea vreo câteva hectare de pământ unde strângea cele mai rare exemplare de animale din lume.
Omul nostru, pe lângă faptul că era bogat, mai era și mândru pe deasupra, ca unii dintre politicienii din România, nu le spun numele, triste le fie amintirea unora dintre ei. Însă omul acesta a auzit că există undeva în America, undeva în Africa, un animal foarte, foarte rar, pe care nu l-are nimeni în niciun fel de grădină zoologică. Așa că s-a gândit el, cum să mă laud în fața prietenilor mei, mergem și punem mâna pe acel animal. A format o expediție din cei mai renumiți vânători și a ajuns în Africa. Atunci când a ajuns în Africa, primul lucru pe care l-a făcut este că s-a informat care e mâncarea preferată animalului. Apoi a procedat în felul următor. S-a informat pe la ce oră trece animalul și pe unde se duce. Animalul acesta era un animal extrem de rar și foarte fricos. Ieșea doar de la 2 dimineața până la 3 dimineața din culcușul său ca să mănânce. Omul nostru a făcut în felul următor. Pe drumul pe care știa că trece acest animal, a așezat mâncarea lui favorită. Și la câțiva metri în pământ a așezat în firtă o grindă. Prima seară animalul a venit cu circumspecție și cu frică, s-a uitat în stânga și în dreapta, când ne uităm noi prima dată când ajungem undeva într-o biserică și suntem străini acolo, s-a uitat în stânga, în dreapta, s-a apropiat de mâncarea aceea, a luat o gură, apoi a fugit înapoi și din nou a procedat la fel. A doua seară omul nostru a făcut exact același lucru. Pe aceeași cărare a așezat din nou o bucată de mâncare, din mâncarea favorită animalului și la câțiva metri exact lângă aceeași grindă a înfipt din nou o grindă în pământ. În fiecare seară omul nostru a procedat în același mod. Și animalul deja s-a obișnuit cu locul acela. Deja era ca la el acasă. Vinea ca în frigider, direct la mâncare. Nu se mai uita nici în stânga, nici în dreapta. Nu mai era atent la nimic, mergea, mânca. Era atât de liniștit. În jurul acelui loc, însă, încetul cu încetul se ridica un gard, ca o capcană. În ultima seară a mai rămas din fit în pământ o singură grindă. Animalul a venit ca de obicei, nu s-a mai uitat nici în stânga, nici în dreapta, nu s-a asigurat absolut deloc, cum facem unii dintre noi când conducem mașina, a intrat direct acolo, a mâncat și omul nostru, care era foarte atent, a înfipt în pământ ultima grindă și animalul a fost prins. Mulți dintre reporteri au fost uimiți. S-au dus la el cu microfonul în mână, așa cum ține un microfon în mână, uimiți i-au spus, domnule, de unde v-a venit ideea aceasta genială? Am citit răspunsul lui într-un ziar american, este cât se poate de real întâmplarea aceasta, și rămân și astăzi îngrozit de fiecare dată când îl citesc. El a răspuns reporterilor în felul următor. Am tratat animalul acesta așa cum îmi tratez angajații. În schimbul confortului și banilor pe care îi ofer, ei îmi dau frumusețea și libertatea lor. Și atunci brusc mi-am dat seama că omul ăsta a avut de la cine să învețe înainte. De la diavolul. Pentru că exact în același fel procedează diavolul cu unii dintre noi astăzi. Fumează omul odată și zice, mă pot lăsa oricând, mai fumează odată. Mai fumează de vreo 2 ori sau de 3 ori și brusc se simte prins ca într-o capcană. Ești foarte pasionat de jocurile pe calculator, te relaxezi și nu-i niciun păcat în asta. Te joci odată, te joci de 2 ori, te joci de 3 ori și după aceea simți că nu mai poți să scapi. Cum era un tânăr la noi în biserică pe care l-am chemat să vină la biserică, mi-a zis, frate, peste 2 săptămâni vin, acum sunt în vacanță, am ajuns, zice, la nivelul 3 cu jocul meu. După vreo 2 săptămâni, sâmbătă, chiar înainte de biserică, l-am sunat, zic, ce faci, frate, zice, am ajuns la nivelul 6, acum trecem pe nivelul 7, nu pot veni mâine. Iată cum omul se trezește prins ca într-o capcană. Poate e capcana plăcerii de moment, poate e capcana banului. Și în schimbul plăcerii de moment și în schimbul a 3 euro în plus, ei oferi diavolului frumusețea și libertatea ta. De fiecare dată când suntem prinși de diavol într-o capcană, oricare ar fi această capcană, știi ce spunem noi? De la anul, Doamne, mă schimb. Acum se termină anul și văd pe toți tinerii cu ochii sclipind, nu știu de ce, la fiecare an nou, plin de speranță, spun, frate, de la anul mă schimb. De la anul citesc din Biblie în fiecare zi. De la anul mă las de păcatul acesta. De la anul, Doamne, vizitez bolnavii. De la anul, Doamne, să vezi ce te slujesc pe tine. Și nu știu cum, dragii mei, acest de la anul se transformă pentru noi într-un fel de la anul și la mulți ani. Un fel de sorcova amânării. Suntem din ce în ce mai tari ca piatra când e vorba de cuvântul Domnului și ius ca săgeata când se termină slujba. De la anul, Doamne, de la anul să vezi ce pocăit o să fiu eu. Doamne, când vin la biserică, de la anul. Suntem exact ca poporul evreu din vremea profetului Hagai. Pentru mine este foarte puțin important să rețineți întâmplările pe care le-am spus, cu toate că știu că din predică de cele mai multe ori se ține minte vreo întâmplare sau 2 sau 3. Pentru mine însă este foarte important să rețineți ce vă spun acum. Foarte mulți dintre noi ne aflăm exact ca poporul evreu în aceeași stare. Poporul evreu, după cum bine știți, voi care ați crescut în biserică, a ajuns la un moment dat într-o robie numită robia din Babilon, aproximativ 70 de ani. După 70 de ani, evreii s-au întors la Ierusalim cu scopul de a reconstrui templul din Ierusalim, locul în care evreii se închinau.
Și când au ajuns acolo, n-au găsit din templu absolut nimic. Ba, au găsit vreo câteva pietre. Zice, mă, ia și piatra aia, cred că din templu a fost, mă ia încă una. Și apoi au făcut ceva cu specific românesc. Parcă ar fi fost români adevărat. Din templu știți ce au construit? Numai fundația, cum am făcut și eu cu casa mea. Fă fundația și mă mai uși din partea aia anul ăsta, anul viitor mă voi uita din partea cealaltă aia. Să stea bine, să se întărească cât mai tare. Exact așa au făcut evreii. Au construit din templu doar fundația și au zis Domnului, Doamne, de la anul construim și templu. De la anul, Doamne, și acest de la anul s-a transformat timp de 15 ani într-un fel de la anul și la mulți ani. De la anul, Doamne, să vezi și ascultăm de tine. Fiecare își făcea casa lui. Unul o vină mai tare decât altul. Mă, ăsta are o vină mai tare ca mine, cu două camere. Ăsta are un spike mai mult ca mine. Trebuie să fac și eu. Și oamenii aceștia se grăbeau fiecare să-și facă casa lui, între timp casa Domnului rămânea nefăcută. De la anul, Doamne, ascultăm de tine. Ei, în acest context, dragii mei, se ridică un profet cu numele Hagai. E foarte important să înțelegeți cartea asta, când o veți citi, după ce vă explic lucrurile acestea, sunt sigur că o veți înțelege mai bine. În acest context se ridică Hagai, care profețește, știți cât? 4 luni de zile. Din luna septembrie până luna decembrie. Un proroc care prorocește doar 4 luni de zile și mesajul lui este unul simplu și clar. Se uită la evrei și le spune felul următor. Așa vorbește Domnul oștirilor, apucați-vă odată de lucru. Dacă citiți cartea aceasta, Hagai, eu cred că o să o citiți, dar nu în timpul predicii mele. În cartea asta veți vedea că se repetă de multe ori expresia Dumnezeul oștirilor. Ce înseamnă Dumnezeul oștirilor? Vă explic. Dumnezeul oștirilor înseamnă Dumnezeu Sabaot. Eu spun de multe ori în predică, nouă ne place să complicăm lucrurile. Nouă predicatorilor. Să explicăm lucruri complicate, cu altele și mai complicate. Le-am spus și fraților din Valencia, că atunci când eram copil, un frate la noi în biserică, deseori, folosea în predică cuvântul oropsit, oropsit. Eu nu înțelegeam nimic. Pierdeam șirul, că nu înțelegeam cuvântul. Și odată, după terminarea slujbei, m-am dus la el și am spus, frate, ce înseamnă oropsit? Fratele s-a uitat cu un aer filozofic la mine și mi-a zis, fiule, oropsit înseamnă urgisit. Parcă mai clar. Dumnezeu oștirilor ce înseamnă? Dumnezeu Sabaot. Ce înseamnă Dumnezeu Sabaot? Dumnezeu oștirilor. Fiți atenți, Dumnezeu oștirilor înseamnă Dumnezeu de necuprins de minte omenească. O, înseamnă Dumnezeu măreț. Înseamnă Dumnezeu glorios. E Dumnezeul acela despre care Biblia spune că El cheamă pe nume fiecare stea din univers. Și în seara aceasta, în locul acesta, este prezent Dumnezeul oștirilor. Mie îmi place de Hagai și ce zice, pentru că Hagai este un om mic cu un Dumnezeu mare. Este un profet mic cu Dumnezeu mare. Cum nu numim profet mic pentru că avea 1,60 m, ci pentru că are o carte formată doar din două capitole. O carte de mici dimensiuni. Exact cum suntem noi. Oameni poate neimportanți în lumea aceasta. Oameni mici cu un Dumnezeu mare. Marele pericol în lumea asta este să permiteți lucrurilor urgente să înlocuiască lucrurile importante în viață. Să fiți atenți la ce v-am spus acum. Marele pericol în viață este să permiți ca lucrurile urgente să înlocuiască lucrurile importante din viața ta. E urgent să-mi fac o casă. Așa spui. E urgent acum să termin afacerile. Frate, avem noi români o vorbă. Doar nu o să stau sub cerul liber. E urgent să termin casă. După aceea ai un copil și spui, îi voi face și lui o casă, că doar nu o să stea sub cerul liber. Și după aceea ai vreo 3 nepoți și spui, o să le fac și lor o casă, că doar nu o să stea sub cerul liber. Și iată cum cerul rămâne liber mai departe. Preocupați doar de lucrurile din fiecare zi. Preocupați de lucrurile urgente din viața noastră. Uităm de lucrurile cu adevărat importante. Uităm că e important să citim din Biblie în fiecare zi. Uităm că este important să ne rugăm în fiecare zi. Uităm că este important să venim la biserică. Astăzi, frate, zice, trebuie să termin școala. E urgent. Nu lăsa ca lucrurile urgente să locuiască în viața ta lucrurile importante. De aceea vine Hagai și le spune evreilor, nu lăsați lucrul acesta, așa vorbește Domnul oștirilor, zice evreilor, apucați-vă odată de lucru. La fiecare început de an, eu știu cum stau lucrurile, promitem Domnului așa, Doamne, de la anul voi citi din Biblie în fiecare zi. Cât dintre voi ați procedat și anul care a trecut la fel? Cât aș citi din Biblie în fiecare zi? Vreo câteva săptămâni. În fiecare zi, câteva săptămâni, după aceea spui, măi, parcă ar fi bine și la 3 zile, că 3 zile și număr sfânt. După aceea, după ce trec zile, 3 zile, vreo câtva timp, zici, măi, și la 7 zile odată. Și te trezești că vii duminica la biserică. Și prima dată când auzi cuvântul lui Dumnezeu atunci, știați, fiți atenți, că doar 12% dintre cei care se numesc creștini citesc Biblia în fiecare zi. Faci și tu parte din categoria asta. Am fost profesor o vreme la un liceu creștin și am primit niște răspunsuri, de foarte multe ori zâmbeam, corectând lucrările, de cele mai multe ori zâmbeam. I-am întrebat odată pe elevi cum
a eliberat Domnul pe Petru din închisoare. O fată care nu învățase absolut nimic și nu știa absolut nimic, a început în felul următor. Era seara. Vântul bătea afară. Asta e o strategie a voastră. Când nu știți ceva, începe să povestiți mult. Știți că orice confesor știe asta. Petru s-a ridicat tiptil. S-a luat la bătaie, zice, prima dată cu cel din stânga. Mi-a și descris procedurile, nu mai știu acum. După ce l-a bătut și pe cel de-al doilea, a fugit. Pe cel de-al treilea a scris, l-a așteptat undeva după colț. Vreo două pagini mi-a povestit cu lux de amănunte cum a evadat Petru din închisoare. La anul mă citit în Biblie în fiecare zi, la anul mă rog, Doamne, în fiecare zi, la anul mă las de păcatul acesta, la anul mi-a zis un elev de clasa 12, zicea, frate, mă las de păcatul copiatului. Și el era 12. Și nu știu cum se transformă acest la anul într-un fel de la anul și la mulți ani. De ani de zile îți spune Dumnezeu, omul îți transformă, te schimbă-te, lasă păcatul din viața ta, dar noi tot timpul lăsăm pe la anul. De foarte multe ori se întâmplă, gândăm vina pe alții, Doamne, nu suntem noi de vină, păcatul din ziua de astăzi, spunem noi. Diavolul. De foarte multe ori dăm vina pe diavolul. Apropo de lucrul acesta, nu uiți, eram într-un compartiment, nu pe tren, cum spunem noi greșit românii, în tren, într-un compartiment de clasa a doua, am îndreptându-mă spre București. În compartimentul acesta eram vaștici reprezentanți ai tuturor naționalităților din România, eu reprezentând românii, de asemenea mai era un domn maghiar undeva în fața noastră și doi domni purtători de pălărie și mustață. La un moment dat, cei doi domni au început o discuție mai puțin prietenoasă, ca să spun așa, contundentă, cu domnul maghiar. Folosim niște cuvinte îngrozitoare. Am vrut să ies de acolo, însă nu puteam, pentru că ceilalți erau lângă mine. Și nu aveam loc de ei să ies de acolo. La un moment dat, cei doi domni nervoși pe domnul maghiar au vrut să-l arunce pe fereastră. Dar pentru că trăim în România, fereastra nu se deschidea. Când în cele din urmă trenul s-a oprit la Cluj, domnul maghiar a coborât din tren. Iar eu am rămas cu cei doi domni purtători de pălărie și musteață în același compartiment. Mi-am spus acum, trebuie să le spun că slujitorul Domnului probabil. Așa că orice student la teologie, după cum bine știți, are o Biblie mare și am spus și eu Biblia mare. Am luat, a deschis Biblia, nu știu dacă o țineam foarte bine, probabil că dacă s-ar fi uitat mai atent la mine și-ar fi dat seama că Biblia e așezată cumva invers. Stăteam acolo și mă uitam înspre ei. Când au văzut Biblia în mâna mea, unul dintre cei doi s-a uitat zâmbind la mine. Îmi zice, tinere, unde te duci? Și eu abia așteptam întrebarea asta. Domnule, sunt slujitorul Domnului. Mă duc la București. Nu dați în mine, nu? Dar unde te duci la București, mi-a zis? Vrei să te faci domn părinte? Și a zis, nu. Mă duc la Institutul Teologic Pentecostal. Atunci cei doi au zâmbit amândoi, s-au uitat spre mine și unul zice, pace, frate! M-am ținut de inimă. Ai văzut, zice, cum lucrează diavolul? Zic, eu n-am văzut. Zice, numai diavolul l-a așezat pe domnul acela maghiar în fața noastră, pentru că noi altfel, să știi că ne vorbim foarte frumos, numai cu stagi și cu cântări de laudă. Până la București mi-au ținut o predică lungă, n-aveam ce face. Erau cu mult mai mari decât mine. Mi-am ascultat umil, fiecare cuvânt, nici măcar n-am putut să doar. De foarte multe ori dăm vina pe diavol. Diavolul e de vină, zice, că nu pot citi eu de Biblie în fiecare zi. Diavolul e de vină, că nu mă pot lăsa de păcatul din viața mea. Și de fiecare dată ne mințim cu expresie românească, la anul, zice, sau poate într-o zi, soarele va răsări și pe strada mea. Și fiecare tânăr ce îmi spune mie, frate, zice, lasă că într-o zi soarele va răsări și pe strada mea, ne spun la toți așa, în fiecare dimineață soarele răsare pe strada ta. Însă tu nu te trezești destul de dimineață să vezi că soarele este acolo. Și titlul predicii pe care cu ajutorul Domnului o rostesc în această seară este următor. Pentru ca soarele să răsară astăzi și pe strada ta. Noi românii nu avem drumuri sau autostrăzi în România. Noi avem ulițe. Și probabil că mai potrivit ar fi fost în această zi ca titlul să-l rostesc în felul următor. Pentru ca soarele Iisus Hristos să răsară astăzi și pe ulița noastră. Pentru ca soarele Iisus Hristos să răsară astăzi și pe strada ta, ce trebuie să faci?
Ce trebuie tu să faci pentru ca Dumnezeu să lucreze în viața ta? De ani de zile îi ceri Domnului, poate să-ți oferă un loc de muncă și spui, Doamne, aștept să-mi oferă acel loc de muncă. Ce ține de mine să fac ca Dumnezeu să lucreze în viața mea? Așteptați o trezire în biserica voastră. Nu știu dacă așteptați, așteptați lucrul acesta. Așteptați trezire în bisericile voastre. Venim din inerție la biserică, plictisiți cu capul plecat în pământ. Așteptăm ca Dumnezeu să lucreze. Și parcă nu se mai întâmplă nimic. Oare ce ar trebui noi să facem, tinerii de astăzi, pentru ca Dumnezeu să lucreze acum și aici? Oare ce ține de noi? De multă vreme îi cer lui Dumnezeu să te vindece sau te rog pentru cineva, pentru tata sau mama, ca Dumnezeu să se atingă de părintele tău. Și de ani de zile cer lucrul acesta lui Dumnezeu și nu ți se întâmplă nimic. Aștept ca soarele Iisus Hristos să răsară și pe drumul vieții tale. De multă vreme cazi în același păcat și din nou și din nou și vii și mărturisești același păcat și spui, într-o zi o să scap de păcatul acesta. Într-o zi Dumnezeu mă va elibera de sub puterea păcatului. Ce trebuie tu să faci pentru ca Dumnezeu să lucreze astăzi în viața ta? Ce trebuie noi oamenii să facem pentru ca mâna lui Dumnezeu să intervină în drumul vieții noastre? Și titlul nu uitați, pentru ca soarele să răsară astăzi și pe strada noastră. Primul lucru pe care trebuie să-l facem. Când evreii au ajuns la Ierusalim, ne spune Biblia că erau niște arheologi. Nu știu câți dintre voi ați fost mult la geografie și ați învățat puțin arheologie. Evreii ne spune Biblia că au strâns câteva pietre. Parcă-i văd, doi, Simone zice, au strâns 5 pietre, câte ai strâns tu? Un altul și el cu vreo 3-4 pietre și făceau ceva cu specific românești și evreiesc. Ne spune Biblia că evreii au plâns acolo. Cântând probabil cântarea aceea, îmi plâng amarul, dar nu disper. Privind înspre ceea ce fusese templul mai demult, în versetul 3 se lamentează și spun în felul următor. Cine a mai rămas între voi care au văzut casa aceasta în slava ei din tâi? Să uitau la templu și templul acum era dărâmat și plângeau. O, ce frumos a fost templul acesta mai demult! Primul lucru pe care trebuie să-l faci dacă vrei ca Domnul să lucreze astăzi în viața ta, concentrează-te asupra prezentului. Nu mi se pare nimic mai ridicol decât că evreii plângeau după un templu pe care nici nu l-au văzut vreodată. Ciudat lucru. Și se uitau unul la altul și ziceau, mă, îți mai aduce aminte cât de frumos a fost templul acesta mai demult? Dar n-aveau cum să-și aducă aminte, pentru că robia a durat cam 70 de ani și apoi au mai stat acolo vreo 15 ani și ei se uitau unul la altul și spuneau, îți mai aduce aminte, Simone, ce frumos a fost templul? Da, iute, frumos a fost. Atâta că nu l-am văzut niciodată. Erau exact ca și tânărul de 17 ani pe care l-am văzut odată într-o biserică penticostală ridicându-se cu foarte mult elan și spunând, fraților, vă mai aduceți aminte cum lucra Domnul mai de mult în fața unor bătrâni de 70 de ani? Concentrați-vă asupra prezentului. Nu-i nimic mai jalnic să trăiești nu din amintirile tale, ci din amintirile altora. Dacă există o boală care circulă astăzi, nu este gripa asta porcină despre care se tot vorbește în disperare la televizor, ci este sindromul Gedeon. Cât ați auzit de boala sindromul Gedeon? Îl știți pe Gedeon? Când îngerul Domnului se duce la Gedeon și îi spune, Gedeon, ridică-te în numele meu și du-te la luptă. Știi ce spune Gedeon? Exact ce spune unii dintre noi. Unde este Dumnezeul părinților noștri? Unde sunt minunile de altă dată? Nu lăsa ca trecutul să-ți fure viitorul. Concentrează-te asupra prezentului. Credeți că Dumnezeu poate fi simțit și astăzi? Da sau nu? Am o întrebare pentru voi și vă rog să fiți atenți. Credeți că Dumnezeu poate fi simțit și astăzi? Amin. Dar ne mulțumim să-L simțim pe Dumnezeu doar din când în când. Știți ce spune Biblia? Fiți plini de Duhul. Penticostalii mei dragi, noi spunem și noi credem că dacă am fost odată botezați în Duhul Sfânt, e destul. Nu, Duhul Sfânt vrea mai mult de la noi. În fiecare zi Duhul Sfânt vrea să fie din ce în ce mai prezent în viața noastră. Din ce în ce mai mult, din ceea ce suntem, să lăsăm în mâna Duhului Sfânt. De aceea Biblia spune, fiți plini de Duhul Sfânt. E un prezent continuu, nu doar în trecut, nu doar în prezent, nu doar în viitor, ci un prezent continuu, în fiecare zi mai mult. Dar noi ne mulțumim să invităm câte un predicator, să mai simțim câte o furnicătură din când în când, să ne mai predăm încă o dată, să ne mai rugăm doar când ne întâlnim aici. Și trăim doar din experiențe de moment. Când am început o slujbă undeva lângă Oradea, într-o mică biserică, eu ca un penticostal adevărat ce sunt, m-am dus și am predicat din toată inima. Dar după terminarea slujbei a venit la mine un frate cu un aer așa poetic, s-a uitat la mine și în dulcele grai bihorean mi-a spus, frate păstor, degeaba te strofoși tu așa, zice. Pentru că noi, zice, oricum ne mulțumim să fim în cer măcar după ușă. Asta e o vorbă pe care o aud de foarte, foarte multe ori. Zice, măcar acolo după ușă o să ajung undeva. Și le-am spus fraților mei pe care îi iubesc din toată inima, frații mei,
Cum voi vreți să ajungeți în cer după ușă când cerul e atât de mare? Când am să ajung în cer, prima dată când se vor deschide porțile cerului, mă voi uita după ușă să vă găsesc acolo. Ne mulțumim să experimentăm din Dumnezeu puțin. Din când în când să mai simțim câte ceva. Trăim doar din experiențe, din moment. Am o întrebare încă o dată pentru tine. Crezi că Dumnezeu poate fi experimentat astăzi? Da sau nu? Dar vreau să aud răspunsul vostru. Da? Dar dacă voi credeți lucrul acesta, întrebarea următoare, când l-ați simțit pe Dumnezeu ultima dată? Când v-ați așezat ultima dată pe genunchi și ați simțit atât de copleșitor prezența lui Dumnezeu încât ați început să plângeți? Când ultima dată ați simțit prezența lui Dumnezeu atât de puternic încât v-a venit să strigați, există Dumnezeu cu adevărat, aleluia, există Dumnezeu cu adevărat? Când eram adolescent, ca unii dintre voi, nu credeam că există Dumnezeu, ce prostie. Să crezi în evoluționism, am crezut mult în prostia asta, care spune că lumea a apărut în urma unei explozii. Explozia a apărut din nimic. La început, spune evoluționismul, n-a fost Dumnezeu, ci a fost o piatră. Și piatra a explodat. Piatra era materie anorganică, moartă. Piatra a explodat și s-a transformat în prima materie vie, numită amibă. Amiba se poate vedea doar la microscop. Apoi, spune evoluționismul, amiba a explodat și ea și s-a transformat în maimuță. Și în urma miliarde și miliarde de ani de procese naturale, a explodat și maimuța și s-a transformat în om. Ce prostie! Multă vreme am crezut lucrul ăsta. Mergeam pe stradă când eram adolescent și declaram patetic, Doamne, știu că nu existi, dar dacă existi cu adevărat, fă să văd măcar un înger. Mergeam pe stradă și dacă vedeam de la depărtare un stâlp văruit în alb, ziceam, Doamne, poate de data asta va fi un înger. Dar îngerii mei de fiecare dată se transformau în stâlpi. Însă într-o seară, eram acasă, citeam din cartea unui om al lui Dumnezeu și în timp ce citeam în camera mea din cartea asta, i-am zis lui Iisus Hristos, Doamne, dacă existi cu adevărat, fă să simt și eu că ești în locul acesta. În momentul acela, nu vă pot descrie în cuvinte, în secunda aceea am simțit o prezență a lui Dumnezeu, o prezență a lui Dumnezeu care nu poate fi descrisă în cuvinte. Eram la apartament în vremea aceea și am început să strig cât am putut de tare, există Dumnezeu cu adevărat, există Dumnezeu cu adevărat. Există Dumnezeu cu adevărat. Și Dumnezeul acesta nu stă undeva deasupra uitându-se spre noi pământenii. Dumnezeul acesta poate fi experimentat. O, concentrați-vă asupra prezentului. Dumnezeul nostru poate lucra astăzi cu semne și minuni. Nu, niciodată când Iisus făcea minuni, ucenicii stăteau gură cască și a venit unul la Iisus odată și i-a spus, Doamne, mari minuni faci! Și Hristos a uitat înspre ucenici și le-a spus în felul următor, minuni mai mari veți vedea voi! Ați auzit cuvintele acestea? Răsună până aici, în Spania astăzi, minuni mai mari veți vedea voi. Doamne, dar decât minunile pe care le-ai făcut tu, da, decât minunile pe care le-am făcut eu. Dar ce minuni vrei mai mare decât minunea pe care Hristos a făcut-o atunci când s-a oprit în dreptul unui om orb din naștere și orbul a văzut pentru prima dată? Ce minune mai mare vrei decât minunea pe care Hristos a făcut-o când s-a oprit în dreptul unui mormânt unde era un om mort de câteva zile și l-a strigat Lazare? Lazare, ieși afară și spune Biblia că Lazar a ieșit din mormânt. Minuni mai mari, zice Biblia, credeți lucrul acesta? L-am văzut pe Dumnezeu făcând vreodată minuni, eu l-am văzut. Când bunica era bolnavă și medicii au trimis-o acasă, a fost crescut o bună parte din copilărie, am petrecut-o într-un sat risipit pe niște dealuri la marginea județului Bihor. Și când medicii au trimis-o pe bunica acasă, în urmă cu aproape 20 de ani, când a ajuns acasă, nu mai era practic în viață, era aproape moartă. În seara aceea, un om al lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu, a pășit pentru prima dată în casa noastră. Iată ce înseamnă prorocie adevărată, nu că am văzut ceva, o lumină neagră. Și omul acesta, când a pășit pentru prima dată în casa noastră, s-a oprit în dreptul bunicii mele și a zis, așa vorbește Domnul oștirilor, ridică-te. Și bunica s-a ridicat din pat. Nu l-a mai văzut niciodată până atunci pe omul acela și niciodată după aceea. Și astăzi bunica trăiește. Pentru că Dumnezeu lucrează. L-am văzut pe Dumnezeu lucrând, l-am văzut pe Dumnezeu vindecând oameni de cancer. Știu că vă vine unora să râdeți și poate nu vă vine să credeți lucrul acesta. L-am văzut pe Dumnezeu vorbind în mod incredibil când pentru prima dată a pășit în biserica pentecostală o femeie din satul nostru. Când a pășit prima dată acolo, cel care era la amvon, fără să se agite prea tare, i-a spus femeie, înainte să vii aici, ai lăsat alcoolul pe raftul 2.
între două sticle și i-a spus și ce fel de sticle și ce culoare. Femeia aceea a căzut cu fața la pământ în biserică și s-a întâmplat ce spune Biblia în 1 Corinteni, capitolul 14. A declarat, aici este Dumnezeu cu adevărat. L-am văzut pe Dumnezeu făcând lucruri incredibile. L-am văzut pe Dumnezeu vindecând oameni. L-am văzut pe Dumnezeu întorcând drogați. Am cunoscut oameni dependenți de cocaină, care efectiv nu puteau să scape de droguri și Dumnezeu i-a eliberat. Lucruri mai mari, zice Domnul, în viitor vă așteaptă. Liniștea asta care domnește în bisericile noastre, o, ce liniște îngrozitoare! Liniștea aceasta este liniștea de dinaintea furtunii. Se apropie dimineața, dragii mei frați și surori. Se apropie clipa când Dumnezeu va lucra cu semne și minuni. Suntem noi gata să stăm la dispoziția lui Dumnezeu? Suntem noi gata să spunem, Doamne Dumnezeule, noi știm că și astăzi lucrezi. Noi știm că și astăzi poți fi experimentat. Noi știm că și astăzi vindeci. Noi știm că și astăzi transform vieți. Noi știm că ești Dumnezeu în vecii vecilor același. Slăvit să fie în numele Dumnezeului nostru. Și zic încă o dată, slăvit să fie în numele Dumnezeului nostru. Pentru că soarele Iisus Hristos se răsare astăzi și pe strada noastră, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne concentrăm asupra prezentului. Al doilea lucru pe care trebuie să-l facem, haideți să ne uităm mai departe în versetul 4, Biblia spune că Hagai s-a dus înaintea lui Zorobabel și i-a spus așa, acum fii tare, timp de 15 ani, cel mai lung moment de plâns din istoria evreilor, 15 ani au plâns, incredibil, și noi români am plâns acum vreo 20 ceva de ani după Revoluție. Tot au plâns, 15 ani, și vine Domnul la un moment dat și le spune, gata cu plânsul, zice, ați plâns prea mult, opriți-vă! Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci, dacă dorești ca Domnul să lucreze astăzi în viața ta, elimină, române drag și scump, elimină văicăreala și plângerea. Greu lucru. Noi avem plângerea și văicăreala, patetismul, undeva în ADN-ul nostru. Noi ne plângem unii dintre noi tot timpul. Dacă suntem săraci, avem tot motivul, zice, că suntem săraci să ne plângem. Dacă avem ceva economisit, ne plângem ca nu cumva să vină să ne ceară cineva ceva. Ne plângem tot timpul. Unii dintre noi, dacă am fi fost la înmulțirea pâinilor și peștilor, cred că i-am fi plâns și acolo. Doamne, sunt buni pești aceștia și pâinea este bună, Doamne, dar parcă ar fi mers și o salată, probabil că am fi spus unii dintre noi. Sau pâine integrală. Tot timpul suntem porniți să ne plângem. Nu știu câți nemulțumiți sunt aici. Unul pe care l-am cunoscut, eu era nemulțumit că mașina lui era galbenă. Frate, zice, e bună mașina, dar păcat că e galbenă. Unii dintre noi suntem nemulțumiți că nu avem nu știu ce cuptor cu microunde ultra performant. Dar pentru toți nemulțumiții, nu vă pun să ridicați mâna sus, pentru că cei cu care ați venit vă vor spune, mă, nu ridica mâna sus, să nu ne faci de râs. Pentru toți nemulțumiții din locul acesta am un tratament. Știți care e tratamentul? Aș face o excursie cu toți, dar sunteți prea mulți. La spitalul de oncologie din Cluj. Am pășit pentru prima dată în viață, în urmă cu câteva luni de zile, să vizitez un prieten drag care a murit acolo. Și când am ajuns acolo, Dumnezeu m-a vindecat de orice nemulțumire. Eram nemulțumit că n-am nu știu ce cuptor cu microunde acasă. Și când am ajuns acolo și l-am văzut pe Florin, un copil de 6 ani, tuns la zero, care murea zâmbind, pentru că nici măcar nu era conștient de boala pe care o are. Când am văzut copii, tineri, mai tineri decât voi și decât mine, stingându-se în picioare ca o lumânare. I-am spus lui Dumnezeu, Doamne, mi-e rușine că de multe ori sunt nemulțumit pentru niște lucruri atât de mărunte. Am un tratament pentru voi. Cunoașteți măcar o dată un om orb pe care l-am cunoscut și eu în Cluj? L-am chemat la noi să cânte, cânte grozav, e frumos. A cântat atât de frumos, dar a avut și puterea să se autoironizeze. Când l-am pus în fața tinerilor, mi-a spus, frate Adi, eu cred că o să trec peste program, pentru că nu văd ceasul, a zis el. Apoi când s-a așezat înaintea noastră, a zis așa, voi toți ați aștepta acum să mă plâng, dar nu mă voi plânge deloc, pentru că eu am făcut următorul lucru. Am așezat pe o foaie de hârtie câte binecuvântări am din partea Domnului. Și am văzut că am doar un singur dezavantaj, nu văd, dar am mâini cu care pot apuca, am o minte care merge extraordinar. Am picioare pe care pot păși. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am atât de multe binecuvântări comparativ cu un singur lucru rău în viața mea, lipsa de vedere. Se plângea un român de-al meu că de când este el în lumea asta, n-a avut nicio binecuvântare. Mi-a spus, frate, când s-au împărțit binecuvântările, au fost alții care au intrat înaintea mea. Și am zis, sigur, dacă au intrat alții înaintea ta, ăștia ar fi fost de undeva, tot de la noi din România. Și au zis, ăștia au luat toate binecuvântările. Mie nu mi-a mai rămas, zice, decât durerea asta de spate, încă o durere de cap, niște probleme prin familie și un șomaj. Asta mi-a rămas mie. Nu le-a luat nimeni. Și eu am rămas așa, nebinecuvântat de Dumnezeu. Suntem parcă orbi. Le-am spus celor din Valencia o întâmplare pe care o spun de foarte multe ori. Când eram copil,
Imediat după 90, în România toți intrau în grevă. Am intrat și eu în grevă pentru că făceam totul acasă. Așa că, într-o zi m-am dus în fața părinților mei, m-am dus în fața tatălui meu cu o listă de revendicări ca orice grevist adevărat și am spus: tată, pentru că fac curățenie în fiecare zi, te costă atâta. Pentru că mă duc după pâine în fiecare zi, te costă atâta. Apoi am făcut un calcul, m-am uitat de jos în sus la tata și am spus: tată, pentru că suntem neamuri, îți las la jumătate de preț. Tata ar fi putut să spună: pentru că sunt tatăl tău, îți dau o palmă și poți pleca. Dar el a procedat într-un mod extraordinar de înțelept. A ieșit din încăperea aceea, s-a dus într-o altă încăpere, a stat acolo mult timp, a venit cu o listă lungă acolo, cât o zi de vară de lungă, ca supa ce mâncam noi pe vremea lui Ceaușescu, nu? Când se auzeau prin bucătările din România: mai bagă apă, zice, să ne ajungă la toți. O listă lungă, 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 și pe lista asta scrie așa: pantofii tăi de săptămâna pe crută te costă atât. Deja era mai mult decât toată lista mea la un loc. Hainele din fiecare zi te costă atât. Pâinea din fiecare zi m-a costat atât. A făcut o listă și cu un calcul, atât de mare, că nici dacă aș fi lucrat în Spania în vremuri bune, de dimineața până seara, vreo 90 de ani, n-aș fi putut să plătesc vreodată. Apoi tatăl meu a procedat altfel. S-a uitat la mine cu un aer înțelept și mi-a spus în felul următor: pentru că suntem neamuri, după cum ai spus, și pentru că sunt tatăl tău, iată ce fac cu foaia aceasta de hârtie. A făcut foaia, a împăturat foaia de hârtie și apoi a făcut-o bucăți și a aruncat-o la gunoi. Dumnezeu ne oferă în fiecare zi atât de multe lucruri. Eram și eu nemulțumit față de tatăl meu, cum suntem mulți dintre noi nemulțumiți față de tatăl nostru ceresc. Orbi și incapabili să vedem ce ne oferă Dumnezeu în fiecare zi. Privim înspre cei mai bogați și îi invidiem: dacă aș fi ca și cu tare, dacă aș avea banii, dacă aș arăta ca nu știu care vedetă de la Hollywood. Invidiem viețile altora. Am un tratament pentru voi. Îmi promiteți că veți face lucrul acesta prin credință? Vă rog frumos, îmi promiteți. Înainte să vă spun care e tratamentul, când mergeți acasă, faceți în felul următor. Luați o foaie mare de hârtie, ce zic o foaie, 3 foi de hârtie, 4 foi mari de hârtie, și pe foile acestea așezați toate binecuvântările pe care le aveți de la Dumnezeu. Faceți lucrul acesta în modul cel mai practic. Toți cei care vă simțiți frustrați, nemulțumiți că n-aveți loc de muncă sau cine știe ce alt lucru în viața voastră s-a întâmplat, scrieți acolo: am mâini cu care pot apuca, am ochi cu care pot vedea. Așezați și scrieți acolo o listă lungă, foarte lungă, toate binecuvântările din partea Domnului. Veți citi lista asta, vă garantez, o să o citiți cam așa. Să vă uitați: mă, ăsta sunt eu. Încă o dată. Și când veți citi încă o dată și încă o dată lista aceea, mi spune: ei, o viață din asta mi-am dorit întotdeauna. Surpriză! Este chiar viața ta. Locul în care Dumnezeu te-a așezat este cel mai bun loc pentru tine. Viața pe care Domnul ți-a oferit-o este cea mai bună viață pe care tu poți să o trăiești. Elimină văicăreala și plângerea dacă vrei ca Domnul să lucreze astăzi în viața ta. Vrei lucrul acesta? Eliminați văicăreala și plângerea. Al treilea lucru pe care trebuie să-l facem. Acum, în ultima vreme, se vorbește numai de criză economică. Și la biserică numai criză, oriunde ne întâlnim, frate, cum e cu criza? Tot timpul doar despre crize vorbim. Și mai ales despre criza asta economică. Suntem exact ca evrei care tremurau de frică și noi tremurăm de frică: oare ce se va întâmpla mâine? Și Biblia spune în versetul 5, fiți atenți. Ce spune Biblia? Ultima parte a versetului 5, că ați citit-o împreună cu mine, ați uitat-o? Ce zice Domnul? Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Hai să repetăm încă o dată împreună, ca să vă fac în felul acesta foarte atenți. Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Încă o dată. Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți, zice Domnul oștirilor. Frica este un subiect important în Biblie. În ebraică, în Vechiul Testament, există 5 cuvinte despre frică. De aproximativ 600 de ori în Biblie se vorbește despre frică. Biblia ne vorbește despre frică și Dumnezeu ne spune: nu te teme. Dumnezeu îi spune: nu te teme lui Avram, când Avram trebuia să-și ducă singurul copil ca să fie adus ca și jertfă. Când Daniel este așezat în groapa cu lei, nu lei românești, african, Dumnezeu îi spune: Daniele, nu te teme. Când David cel mic se duce la luptă împotriva lui Golia cel mare, se aude vocea lui Dumnezeu care îi spune: Davide, nu te teme. Momentul favorit al meu din istorie este momentul când Petru era în corabie, vântul bătea puternic și Iisus pășea pe ape. Lor li se părea, spune Biblia, o nălucă, o fantomă. Și în momentul acela Hristos îi spune lui Petru: Petru, pășește pe ape. Că apele acestea nu sunt ca asfaltul din România, sunt rezistente. Și când Petru pentru prima dată pășește pe ape, ce îi spune Iisus Hristos? Petre, nu te teme. Când Pavel era într-o corabie și corabia era aproape din naufragiu, Dumnezeu îi spune lui Pavel prin Duhul Sfânt: Pavel, nu te teme. Și seara asta, dragii mei tineri,
din Biserica Pentecostală, Dumnezeu vă spune și vouă, nu vă temeți. În criza asta economică, când ai loc de muncă, Dumnezeu îți spune, nu te teme. Când ajungi la doctor, Dumnezeu îți spune, nu te teme. Când ai probleme în familie, Dumnezeu îți spune, nu te teme. Pentru că frica, dragii mei, în lumea asta a apărut odată cu păcatul. Biblia numește frica duh de robie. Nu lăsa ca frica să pună stăpânire pe tine. Al treilea lucru pe care îl învățăm astăzi, dacă vreți ca soarele să răsară astăzi și pe strada voastră, nu lăsați ca frica să vă controleze viața. Există mai multe feluri de frici. Le numim în termeni de oraș sau academic fobii. Și cea mai mare frică în rândul tinerilor este frica de ridicol. Când am venit aici, soția mea mi-a aranjat costumul care între timp s-a făcut acordeon în avion. Mi-a aranjat frumos costumul și a zis, Adi, zice, ai grijă cum te aranjezi, că tu ești cam azvârlit de obicei, să nu mă faci de râs. Asta e cea mai mare frică. Atunci când voi erați la voi în sat sau undeva de unde ați venit voi din România, nu știu de unde ați venit, când ați venit aici, părinții voștri v-au spus, v-au pus în mână plasa românească și v-au zis așa, dragul meu, unde vei ajunge, să nu mă faci de râs. Este cea mai mare frică din sufletele noastre românești, să nu cumva să râdă cineva de mine. Știți de ce unii dintre voi n-aveți curajul să ridicați mâna din frica de ridicol? Știți de ce unii n-aveți curajul să veniți în față să vă predați în mâna Domnului din frica asta, din rușinea aceasta grozavă? Știți de ce unii nu se pocăiesc? Ce o să zică alții despre mie? Frica de ridicol te face când vii la biserică, numai că aici sunteți într-o zonă nu foarte circulată, dar în România, în zone circulate, frica de ridicol îi face pe tineri când vin la biserică să se uite, nu mă vede vreun coleg de la școală, în stânga și în dreapta. Frica de ridicol mă făcea când eram copil, încă nu-L cunoșteam pe Hristos cu adevărat, era la unul la noi, în biserică, care de fiecare dată când mă vedeam, mă saluta de la depărtare cu pacea Domnului. Eu încă nu-L cunoșteam pe Hristos și mi-era rușine de salutul acesta și cred că unora dintre voi vă este rușine mai departe. Astăzi nu mi-este rușine absolut deloc. Dar în vremea aceea când mergeam pe stradă, fratele ăsta când mă repera, nu știu cum de fiecare dată mă găsea. Pacea Domnului! Mai ales când mă vedea cu un coleg de la școală. Și colegul mă întreba, măi Adi, dar de ce când voi vă întâlniți pocăiții, te pace, zice, pace. Și eu ca să mă scot, ziceam, ei, mă întreabă, pe aici, pe aici, sau paci, paci. În vremea aceea mie mi-era rușine de Hristos. Când în realitate ar fi trebuit lui Hristos să fie rușine de mine. Iisus a spus ceva incredibil. Cine se va rușina de mine în fața oamenilor și eu mă voi rușina de el într-o zi unde? Înaintea Tatălui. E frica de ridicol. Mă, să nu mă fac de râs. Azi dimineață când am cerut tinerilor să mărturisească păcatul printr-o ridicare de mână, nu știu dacă au fost trei care au avut curajul să ridice mâna, știți de ce? Nu pentru că ceilalți ar fi fost mai sfinți, ci pentru că ceilalți se gândeau, măi, dacă mă vede careva, să nu mă fac de râs. Cum să-ți fie ție rușine de Hristos când ar fi trebuit lui Hristos să fie rușine de tine și de mine? Frica de ridicol. Nu lăsa ca frica să pună stăpânire pe tine. Mai există o frică, frica de eșec. Nu o să mă pocăiesc, zice, că nu pot să mă țin de pocăință. Dar Biblia spune în Eclesiastul 7:20 că nu există om în lumea asta care să nu fie greșit. Dacă o greșit careva dintre voi, cine o greșit vreodată în viață în vreun domeniu? Să vedem cât ați greșit. Ridicați mâna sus. Bun venit în rasa umană, toți greșim. Absolut toți greșim. Biblia spune că cel neprihănit va cădea, dar de fiecare dată se va ridica iarăși. Ați văzut voi vreodată vreun copil, eu știu, la un an de zile, alergând la 100 de metri garduri și luând medalia de aur la Olimpiadă? Niciodată. Aleargă o dată, de două ori, de trei ori, cade și cade încă o dată și cade încă o dată, dar de fiecare dată se ridică până când într-o zi, la vreo 20 și ceva de ani, ajunge un mare campion olimpic. La fel stau lucrurile și din punct de vedere spiritual. Mă întreabă câte un frate în biserică tânăr, frate Adi, eu aș vrea să cânt, dar dacă va râde cineva de mine că mă voi încurca, dacă o să mă încurc și eu, ca un om care are darul încurajărilor, le spun, cu siguranță o să vă încurcați și ei intră în panică. Alții mă întreabă, frate, dar dacă nu voi putea, dacă voi cădea, dacă voi greși vreodată, dacă mă pocăiesc? Și eu le spun, cu același dar al încurajărilor, cu siguranță veți greși, măcar o singură dată. Dar campionul lui Dumnezeu adevărat, de fiecare dată cade. Dar de fiecare dată când cade, nu rămâne la pământ, ci se ridică iarăși. Nu lăsați ca frica de eșec să pună stăpânire pe voi. Am auzit tineri care n-au dat examenul la facultate, zice, dacă o să cad examenul, dacă nu voi reuși acolo, nu lăsa ca frica asta să pună stăpânire pe tine. Unii tineri nu-L urmează pe Iisus Hristos tocmai din frica aceasta. N-aveți curajul să-L urmați pe Iisus Hristos. Nu mă botez, zic unii, crezând că-L înșală pe Dumnezeu în felul acesta. Nu mă botez, zice, până când nu mă căsătoresc, pentru că atunci voi avea puterea să mă țin aproape de Domnul. Nu lăsa ca diavolul să pună stăpânire pe viața ta prin frica de nereușită. Dar o să mă întrebi acum, care e tratamentul la frică? Mă întreabă mulți, care e tratamentul? Și am un tratament în două puncte
Primul lucru, recunoașteți frica. Băieții, din locul acesta, aveți curajul să vă recunoașteți frica. De obicei, băieții n-au curajul. Bravează. Noi băieții de obicei spunem, mie nu mi-e frică de nimic. Aveam unul în biserică ce mi-a spus, frate, zice, eu n-am plâns niciodată. Apoi a stat, măi, chiar niciodată n-ai plâns. M-am uitat la el așa, zice, odată am plâns, frate, dar numai o singură dată în viață. Este frica de a-ți recunoaște frica. Dacă vrei cu adevărat să învingi frica, recunoaște-ți frica. Hai să învățăm ce ne spune Biblia în Psalmul 56 cu versetul 3. Am să vă pun să-mi predicați încă o dată. Biblia spune așa, aici un mare om al lui Dumnezeu, David, spune în felul următor, ori de câte ori mă tem, mă încred în tine și adaug eu, Doamne, zic încă o dată și vă rog să repetați împreună cu mine ca să vă captez în felul acesta atenția. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine, Doamne. Hai să repetăm împreună. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine, Doamne. Cu mai multă forță, că sunteți tineri, înțeleg că n-ați mâncat acum, veți mânca după. Spuneți așa, ori de câte ori mă tem, mă încred în tine, Doamne. Când voi ajunge pe porțile cerului, Ierusalimului cel nou, să intru în cer, după ce prima dată mă voi uita după frații din Cihei, voi sta față în față cu David. Și eu zice, Davide, și ție ți-a fost frică? Când ai stat înaintea lui Goliat. Și ce zice David? Ori de câte ori mă tem, mă încred în tine, Doamne. Și lui David a fost frică. Dar bărbaților le este greu să recunoască frica. Aveam un prieten la facultate, am trecut odată not un lac. Lacul Morii din București, ne cunoaște Bucureștiul, știe că e un lac mare. Am trecut în not lacul acesta, o câte promisiuni am făcut înotând acolo. Vreo câteva ceasuri ne-a luat. Dacă ar fi venit Domnul imediat după aceea, cred că eram amândoi perfecți, imaculați, când am ajuns dincolo. Când am ajuns dincolo, și eu și el, recunosc, tremuram din toate încheieturile, dar mai ales el. Niciodată nu l-am văzut recunoscând frica. M-am uitat la el și am zis, ei, acum îți este frică? În timp ce tremura, dacă vă puteți imagina asta, mi-a spus, Adi, zice, mie nu mi-e frică deloc. Așa suntem noi. În general, bărbaților le este greu să recunoască frica și le este frică mai mult de suferință. Știu asta din experiența pe care am cu tatăl meu. Partea asta din înregistrare, vă rog să o tăiați și să nu așezați pe internet, că tata se pricepe la internet. De fiecare dată când răcea, își așeza vreo două căciuli în cap, vreo trei fulare în jurul gâtului și se plângea îngrozitor. Noi suferim mai greu, parcă. Și suferim suferința cu mult mai greu. Ne place de multe ori să o exagerăm. Și ne este atât de frică să recunoaștem frica. Mie mi-este frică, vă spun sincer, pentru că multă vreme din copilăria mea am petrecut-o în spital, de mirosul de portocale amestecat cu mirosul de dezinfectant ce persistă prin spitalele din România. Cei care ați fost acolo știți că așa miroasă în orice spital din România. Un miros de clor amestecat cu mirosul de portocale. Mi-e frică de fiecare dată când văd asta. Dar știi ce fac? Îi spun lui Dumnezeu, Doamne, îmi recunosc frica, la fel ca David. Ori de câte ori mă tem, ce fac? Spuneți-mi voi cu voce tare. Mă încred în tine, Doamne, aleluia. Primul lucru, recunoașteți frica. Spune lui Dumnezeu, Doamne, mi-e frică că ăștia o să mă dea afară de la locul de muncă și n-am să pot să fac nimic în viața asta. Mi-e frică că s-ar putea să mă întorc în România și să nu realizez nimic nici acolo, nici aici. Îmi este frică, Doamne, că s-ar putea să mor pentru că sunt bolnav sau bolnavă. Recunoaște frica înainte lui Dumnezeu. Dar pasul 2, activează-ți credința. Ori de câte ori mă încred, ori de câte ori mi este frică, mă încred în tine, Doamne. Ce-i credința? Dacă nu o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Dar care lucruri care nu se văd? Că, de exemplu, nici curentul electric nu se vede. O încredere neclintită în ceva care nu se vede, mai exact în promisiunile lui Dumnezeu. Credință înseamnă să spui, mie nu-mi este frică de faptul că ajung cerșetor în Spania. De ce? Nu pentru că-s naiv, nu, ci pentru că Dumnezeul meu mi-a promis că îmi va purta de grijă și că eu, fiul lui, nu voi fi nevoit vreodată să întind mâna. O, avea credință înseamnă să spun, mie nu-mi este frică de boală pentru că Dumnezeul meu mi-a promis că la Golgota a purtat toate suferințele mele și toate bolile mele și numele lui este Jehova Rafa, adică Dumnezeu care vindecă. Aveam un frate de-al nostru în spital, avea un medic acolo tare răutăcios. Fratele nostru zâmbea tot timpul, un zâmbăreț adevărat. Tot timpul fericit. El era grav, foarte grav în situația lui și medicul era supărat pe el, cu toate că omul ăsta era tot timpul optimist, s-a dus odată la el și voia să-i facă să-i scadă moralul, pentru că medicul era un ateu convins, iar fratele nostru tot timpul despre Hristos, Domnul să-mi dea putere, un adevărat creștin de-al nostru, așa, militant, adevărat. Și într-o zi medicul s-a dus la el să-l deruteze cu cuvinte medicale. Nu știu cum sunteți voi, dar eu când aud cuvinte medicale intru imediat în panică. Încă de mic, când m-am dus în clasa a doua, a treia, nu mai țin minte la medic și medicul mi-a spus cu un aer grav, fiule, zice, ai o viroză pulmonară. M-am uitat la el și am zis, domnul doctor, mai am mult? Pentru cei care nu știți, viroza pulmonară înseamnă răceală.
Mi-a zis, zice, mai ai așa câtva. Dar până la urmă tot o să te duci, mi-a zis el. Tot așa și medicul acesta a venit la fratele nostru și în termen medical complicat a început să explice, domnule, fii atent care e starea ta. Iar fratele nostru, care n-avea un dicționar medical la el, l-a oprit și a spus, domnul doctor, chiar dacă sunt înalt, nu înseamnă că sunt cu capul în nori. Știu exact care e situația mea, știu că sunt grav bolnav, dar vreau să vă spun ceva, domnul doctor. Eu am un Dumnezeu care poartă numele de Dumnezeul oștirilor și Dumnezeul oștirilor înseamnă Dumnezeu de necuprins. Asta înseamnă credință. Credință nu înseamnă ceva absurd, cum propovăduiesc unii. Credință nu înseamnă să închid ochii și să spun, sper că Domnul va fi de partea mea. O, credința este o încredere neclintită în promisiunile lui Dumnezeu. Există ceva care nu trece niciodată și acesta este cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în picioare. Nu vă fie frică de șomaj, nu vă fie frică de moarte, pentru că aveți niște promisiuni în Scriptură și Dumnezeu îți ține întotdeauna promisiunile. Dragii mei, ascultați-mă bine, nu lăsați ca frica să vă controleze viața. Nu plec de la voi, să știți, nu plec. Până când nu vă spun versetul meu favorit din Scriptură, din Hagai, versetul 6, fiți foarte, foarte atenți, vorbește despre un cutremur. Spune Domnul aici, voi clătina cerurile și pământul, marea și uscatul. În România, în ultima vreme, cei care știți, se vorbește despre un cutremur în București. A apărut un clar văzător care a spus că poate va fi cutremur, poate nu va fi cutremur. O fi el văzător, însă nu foarte clar. Biblia spune aici, voi clătina cerurile și pământul, marea și uscatul, voi clătina toate neamurile. Al patrulea lucru, dacă vrei ca soarele Iisus Hristos să răsară și pe strada ta, pe care trebuie să-L faci, lasă-L pe Dumnezeu să clatine lumea ta. V-am mărturisit la începutul acestei slujbe că am fost odată la medic. Atunci când medicul mi-a spus că am o gravă malformație congenitală la inimă și va trebui să sufăr o intervenție pe cord deschis, când am ieșit de acolo simțeam că pământul se învârte mai repede cu mine. Când am ajuns în fața spitalului, mă aștepta un prieten. I-am spus, crezând că voi rămâne în memorie, în istorie, dragul meu, ai asistat la sfârșitul slujbei mele de predicator. Dar el, cu un zâmbet într-un colț de gură, mi-a spus, am asistat la începutul slujbei tale de predicator. Am înțeles atunci că Dumnezeu clătina lumea mea. Câteodată Dumnezeu clatină lumea voastră. Prin criza economică Dumnezeu a clătinat toată lumea aceasta. Știți ce se întâmplă când Dumnezeu clatină lumea? Fiți atenți la mine acum. Când Dumnezeu clatină lumea, Dumnezeu face să rearanjăm prioritățile în viața noastră. Brusc ne dăm seama că banii sunt mai puțin importanți decât rugăciunea. Mie aducem aminte brusc că lumea asta nu contează atât de mult cât contează lumea de dincolo. Lasă-L pe Dumnezeu să clatine lumea ta. Clatină Dumnezeu lumea ta prin șomaj, clatină Dumnezeu lumea ta printr-o durere de spate, clatină Dumnezeu lumea ta printr-o dezamăgire sentimentală, clatină Dumnezeu lumea ta printr-o boală, lasă-L pe Dumnezeu să clatine lumea ta. Un pastor din România spunea, aveam unul în biserică ce nu vinea duminica la biserică. M-am întâlnit într-o zi cu el pe stradă și i-am spus, mă, de ce nu vii la biserică? Și el speriat mi-a spus, frate, păstor, nu mă lasă patronul. Și el m-a uitat la el și i-am spus, mă voi ruga să pierzi acel loc de muncă. Și în acel moment fratele nostru a intrat în panică și i-a spus păstorului, frate, păstor, nu vă rugați că pe dumneavoastră vă ascultă Domnul. Duminica următoare mi-a spus acest păstor, omul meu era pe primul rând în biserică, Dumnezeu mă ascultase rugăciunea. Câteodată Dumnezeu permite în viața ta, nu El este originea răului din viața ta, să pierzi un loc de muncă. Pentru ca să înțelegi că ceea ce contează cu adevărat nu-i lumea de aici. Când Dumnezeu clatină viața noastră, El rearanjează prioritățile, brusc. Până acum ai fost obsedat numai după bani, până acum ai fost obsedat doar de sănătatea ta, dar brusc îți dai seama că există lucruri mai importante. Ridici privirea. Lasă-L pe Dumnezeu să clatine lumea ta. Din momentul în care am mers la medic, și am mai mers la unul care mi-a spus că am și eu o problemă la spate, ca totul să fie perfect, și mi-au spus amândoi că nu voi putea predica niciodată iarna care a trecut, și am predicat în fiecare seară undeva, pentru că am un Dumnezeu mare, chiar dacă nu sunt un om important în lumea aceasta. Lăsați-L pe Dumnezeu să se atingă de voi. Așa îmi place de mult că Dumnezeu provoacă în lumea asta un cutremur. Zâmbind de pe stânca mântuirii, privesc cum se agită oamenii, cum apar la buletinul de știri. Astăzi este din nou criză. Încă 500 de șomeri. S-au mai îmbolnăvit în România încă nu știu câți de gripă porcină. Lasă-L pe Dumnezeu să clatine lumea asta. O, voi clătina cerurile și pământul, zice Biblia. Marea și uscatul. Nu știu de ce adolescenții zâmbesc doar într-o parte. Noi românii pășim într-o parte. Când eram copil, adolescent, la vreo 13 ani, zâmbeam doar în partea stângă sau în partea dreaptă.
parcă un zâmbet așa ironic, tot timpul batjocoritor. Asta e vârsta. La 13 ani, împreună cu niște prieteni, gașca, a mers în vizită la fratele Gheorghe de la noi din sat, care avea aproape 90 de ani și l-a slujit pe Iisus Hristos de la vârsta de 13 ani. Avea o casă, în casă pământ bătut, un pat și pe pat niște paie în loc de saltea. Eu în vremea aia îl citeam pe Nietzsche și Nietzsche striga: Dumnezeu a murit. Și eu îl credeam pe Nietzsche, săracul, dar de fapt Nietzsche murise. Și a mers în casa fratelui Gheorghe cu zâmbetul acela descentrat, cu prietenii mei, ca să râdem de el, să ne batem joc. Fratele Gheorghe însă nu știa de glumă. Țăranii noștri nu știu ce înseamnă ironia. Noi, cu ironia noastră fină, de mari cititori ai filozofiei clasice și antice, stăteam lângă el și spuneam: ei, frate Gheorghe, a meritat să-L slujești pe Hristos. Ai casa asta, ai masa asta, ai scaunul ăsta rupt pe jumătate și atât. Nu ți-a mai rămas nimic. Cu o răutate care stă în caracterul nostru de oameni, așa suntem noi, de mici răutăcioși. Și fratele Gheorghe ne-a răspuns, zice: ei, băieții mei, a zis el, pruncii mei, a zis el, cum să nu merite să-L slujești pe Iisus Hristos o viață, zice, care ți se duce? Pentru o viață care nu se termină niciodată. În noaptea asta am avut un vis, mi-a povestit fratele Gheorghe, eram la marginea satului nostru, visul lui oarecum ne-a înspăimântat. Eram, zice, în cimitir, în fața mea a apărut o cruce și pe crucea aceea scria: robul lui Dumnezeu Gheorghe, anul nașterii mele, anul acesta și între cei 2 ani omorâtă de liniuță. Brusc, în penumbră, am văzut ridicându-se un tânăr, ca la 25 de ani. M-am uitat la el, parcă îl cunoșteam de undeva. Semăna perfect cu mine, ca la 25 de ani. Nu uit fiecare cuvânt pe care l-a rostit atunci. Și a spus încă o dată: ei, băieții mei, cum să nu merite să slujești pe Dumnezeu o viață care se duce? Pentru o viață care nu se termină niciodată. A cântat cântarea aia veche, nu știu dacă o știți. A fost ultima dată când l-am văzut pe fratele Gheorghe din satul nostru. Cânta cântarea: Iisus al meu, prieten bun, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Și a doua zi fratele Gheorghe a trecut în veșnicie. Se merită oare să slujim pe Iisus Hristos? În lumea asta grea se merită oare? Dacă nu-L slujești încă pe Iisus, roagă-L în această zi ca soarele nostru Iisus Hristos să răsară și pe drumul vieții tale. Aș vrea din toată inima să simți că Iisus e aici, amin? Aș vrea să vă ridicați în picioare, dar vă rog să nu vă grăbiți. Aș vrea ca cei care conduc închinarea să vină în față. În timpul acesta, acolo unde sunteți, plecați privirea. Vreau să facem o rugăciune specială în seara aceasta. Să lăsăm pe Dumnezeu să clatine locul acesta, amin? Să lăsăm ca mâna lui Iisus Hristos să se atingă de noi. Iisus, prietenul nostru bun, din zorii tinereții până la sfârșitul vieții. Aș vrea acolo unde e să nu te mai auzi nici în stânga ta, nici în dreapta ta. Dacă vrei, ridică privirea în sus, înspre Dumnezeu. Dacă vrei, pleacă privirea. Dar gândul tău să se ridice spre Iisus. Aș vrea să-i cerem lui Iisus Hristos să se atingă de noi în seara aceasta. Dumnezeu vrea un lucru de la voi. Dacă am ceva împotriva voastră, zice Domnul în Apocalipsa 2, este că v-ați pierdut dragostea din tâi. Venim la biserică cu aceeași atitudine plictisită. Mă uit la ochii unora dintre voi, vă văd atât de bine, aveți privirea aceea a unui om care vine de nicăieri, se îndreaptă spre nicăieri cu un sentiment de aproape am ajuns și nu voi ajunge niciodată. Fără parcă niciun sens în viața aceasta. Vă rog atât de mult, plecați privirea. Pentru ca nimic să nu vă distragă atenția. Închideți ochii și gândiți-vă că în locul acesta e prezent Iisus Hristos. În timpul în care trupa de laudă și închinare începe să cânte, aș vrea să te întreb ceva în seara aceasta. Crezi că Iisus Hristos poate fi simțit și astăzi în seara aceasta aici? Crezi că Iisus Hristos poate să te vindece în seara aceasta aici? Crezi că Iisus poate rezolva problema financiară din viața ta? Cel care l-a înviat pe Lazar poate să resusciteze orice viață? Crezi că Iisus Hristos te poate ierta în seara aceasta? Crezi că Iisus Hristos te poate face să te ridici din starea de păcat în seara aceasta? Crezi sau nu crezi? Crezi că Dumnezeu poate fi experimentat? Dacă crezi lucrul acesta, te întreb în seara aceasta, când l-ai simțit pe Dumnezeu ultima dată? Când ultima dată l-ai simțit pe Dumnezeu? Suntem generația pe care îl știm pe Dumnezeu doar din povești. Nu ne mai putem ruga, mă uit și la voi, la unii dintre voi, nu vă mai puteți ruga deloc.
nu ne putem ruga în fiecare zi acasă, nu putem citi din Biblie, ne plictisim când e vorba de cuvântul Domnului. Îl știm pe Dumnezeu doar ca un cuvânt și atât. Dragii mei, Dumnezeu nu este un simplu cuvânt pe care rostesc pastorii sau predicatorii. Dumnezeu e viu prezent în seara aceasta aici. Dumnezeu e viu prezent în seara aceasta aici. Mii de oameni, de filozofi au spus de-a lungul viacurilor că Dumnezeu a murit. Dar toți filozofii aceia au murit, iar Dumnezeu trăiește în vecii vecilor. Dumnezeu prezent în locul acesta. Lasă pe Dumnezeu să atingă viața ta. Lasă-L pe Dumnezeu să atingă trupul tău. Lasă-L pe Dumnezeu să atingă sufletul tău. Lasă-L pe Dumnezeu să se atingă de tine. Aș vrea ca seara aceasta să fie un moment de trezire spirituală în viața noastră. O, dragii mei, ne-am legat prea mult inima de bani și a venit criza asta economică. Ne-am legat inima de mașini și a venit criza. Ne-am legat inima de sănătate și a venit boala. Și Dumnezeu clatină lumea asta din temelii. O, voi clătina, zice Domnul, cerurile și pământul, marea și uscatul, aleluia. O, Doamne Iisuse Hristoase, simt că ești prezent în locul acesta. Simt că Iisus e aici, aleluia. Iisus e prezent în locul acesta. Lasă ca mâna Lui să se atingă de tine. Aleluia, Iisus, îți mulțumesc. Am în aceste momente o întrebare pentru voi. Toți aceia care nu l-ați simțit pe Iisus de multă vreme, toți aceia care aveți o boală în viața voastră, toți aceia care aveți o problemă pe care doriți să o rezolvați, ca Dumnezeu să o rezolve, toți aceia care de multă vreme veniți la biserică, dar n-ați simțit nimic, ziceți la fel ca Gedeon, unde este Dumnezeul părinților noștri? Am răspuns la întrebarea, Dumnezeul părinților tăi e aici. Dumnezeul care a vindecat oameni de cancer e aici. Dumnezeul care a înviat pe Lazar e aici. Dumnezeul care a transformat mii de vieți e aici în seara aceasta. Dacă vrei ca El să se atingă de tine în momentele care urmează, te rog, roagă-te acolo unde ești. Te rog, nu te mai uita la mine, nu te mai uita în altă parte, roagă-te. Ai curajul să strigi spre Dumnezeu. Ai curajul să spui, Doamne, vreau să te văd în seara aceasta. Vreau să te simt în seara aceasta. Vreau, Doamne, ca mâna ta să se atingă de sufletul meu, aleluia. Iisus al meu, prieten bun, din zorii tinereții, cu El vreau să călătoresc până la sfârșitul vieții. Aleluia, Iisus, îți mulțumesc că ești aici. Îți mulțumesc, Doamne, că mâna ta cercetează locul acesta. Întoarce-ne, Doamne, la tine și ne vom întoarce. Tot aceia care nu l-a simțit pe Iisus de mult și vreți în seara aceasta să simțiți atingerea lui Dumnezeu, vă invit să veniți în față. Toți aceia care doriți ca Dumnezeu să se atingă de trupul vostru și să vă vindece. Toți aceia care vreți ca Iisus Hristos să se atingă de voi și să vă ierte. Toți aceia care doriți ca mâna lui Iisus Hristos să se atingă de voi, ați intrat într-o inerție, pocăința voastră este una seacă. De multă vreme te rogi, dar pocăința ta e searbă, de nu te poți ruga, nu poți citi din Biblie, nu poți asculti predici. În seara aceasta Iisus vrea să se atingă de aici. Dumnezeul meu nu-i doar Dumnezeul lui tata, nu-i doar Dumnezeul lui bunicu, este Domnul meu și Dumnezeul meu. Aleluia! Dacă vrei în seara aceasta să simți prezența lui Dumnezeu în timpul în care trupa de laudă și închinare cântă, vă invit să veniți în față. Toți aceia care vreți în mod excepțional în seara asta să simțiți prezența Domnului și vreți să ne rugăm pentru voi. Toți aceia care vreți să simțiți iertarea Domnului, toți aceia care vreți să simțiți vindecarea Domnului, toți aceia care vreți să simțiți prezența Domnului, toți aceia care vreți să simțiți că Domnul este în voi și Duhul Sfânt. Duhul meu, zice Domnul, este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Duhul meu este în mijlocul vostru, zice Domnul, nu vă temeți, aleluia. În seara aceasta Iisus e aici. Dacă vrei ca El să te ierte, dacă vrei ca El să te vindece, dacă vrei ca El să se atingă de tine, dacă vrei ca mâna lui Hristos să se atingă de tine, ai curajul să vii în față. Vă rog frumos pe voi ceilalți, rugați-vă, nu stați așa nepăsători. Rugați-vă pentru frații voștri, pentru prietenii voștri. Într-o zi Hristos, când va reveni, dragii mei, vă va cere vouă să vă teală, pocăiți din Spania care ați dormit prin biserici. Pocăiți din Spania care n-ați venit decât duminica la biserică. E timpul să ne trezim, frați și surori. Biserica de astăzi doarme, dar e timpul să ne ridicăm. O, Iisus e prezent în locul acesta. Vă rog frumos, acolo unde sunteți, să vă rugați. Vă rog insistent, acolo unde sunteți, rugați-vă. Nu vă mai uitați că nu e un spectacol. Vă rog din toată inima, nu vă mai uitați. Rugați-vă Domnului ca Domnul să se atingă de cei care încă au nevoie de iertarea Lui. Ca Domnul să se atingă de cei ce sunt bolnavi. Ca Domnul să se atingă de cei care au nevoie de loc de muncă. Ca Domnul să se atingă de cei care au nevoie de prezența lui Iisus în viața lor. Iisuse, dintre toți te aleg mereu, în fiecare zi, în fiecare dimineață. În seara aceasta, Iisus e în locul acesta. Zice Domnul, iată, voi clătina cerurile și pământul, clatină Dumnezeu locul acesta. Clatină Dumnezeu cu prezența Lui locul acesta. Clatină Dumnezeu trupul nostru. Clatină Dumnezeu viața noastră. Clatină Dumnezeu Iisus Hristos în locul acesta. O, Iisuse, Domnul meu. Iisuse, Domnul meu. Doamne, dacă vrei, Tu poți. Doamne, dacă vrei, Tu poți să ne vindeci.
Doamne, dacă vrei, Tu poți să-L ierți. Doamne, dacă vrei, Tu poți să-L interesezi. Doamne, dacă Tu vrei, ne poți da un loc de muncă. Doamne, dacă vrei, Tu poți să fii în locul acesta, să te atingi de noi. Doamne, dacă Tu vrei, putem să te experimentăm în seara aceasta. Vă rog, din toată inima, nu vă uitați. Iisus te așteaptă și pe tine în seara aceasta. Ai curajul să vii în față. Dacă nu l-ai simțit pe Dumnezeu, poate niciodată. Dacă nu l-ai simțit pe Dumnezeu, poate niciodată. Te chem în seara aceasta în față. Te chem în seara aceasta să-L chem pe Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor în viața ta. Mă uit spre voi în seara aceasta. Dacă Dumnezeu pentru voi este doar Dumnezeul părinților voștri, vă invit în seara aceasta să veniți ca Toma și să-i spui lui Dumnezeu: Domnul meu și Dumnezeul meu. Dacă niciodată nu l-ai simțit pe Iisus, în seara aceasta te chem să vii aici. Vreau să fac rugăciune specială pentru tine, pentru ca Domnul să se atingă de tine. În seara aceasta să poți să mergi în locul acesta strigând: există Dumnezeu cu adevărat! Există Dumnezeu cu adevărat! Aleluia! Există Dumnezeu cu adevărat! Pentru că Dumnezeu s-a atins de mine în seara aceasta. Dacă de multă vreme îți dorești să simți prezența Domnului și tot ce ai simțit până acum n-a fost decât un sentiment de moment, dacă până acum ai simțit doar din când în când, înțelegând greșit ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt, în seara aceasta spune Domnul: ai curajul acesta să nu-ți fie rușine de nimic. Vă rog frumos, voi ceilalți, continuați să vă rugați. Orice zid vom dărâma în numele lui Iisus Hristos. Noi suntem generația care îl cunoaște pe Dumnezeu atât de bine teoretic. Cunoaștem limba greacă, știm care e sensul, știm, cunoaștem sensul cuvintelor din Scriptură. Dar cuvântul lui Dumnezeu i-a stat atât de mort pentru noi. Îl cunoaștem pe Dumnezeu doar din poveștile părinților noștri. O, Dumnezeul nostru este Dumnezeul istoriei. Este același neschimbat în vecii vecilor. În seara aceasta este locul acesta. Lasă ca mâna Lui să se atingă de tine. Lasă ca mâna Lui să se atingă de sufletul tău. Lasă ca mâna Lui să se atingă de mintea ta. Lasă ca mâna Lui să se atingă de trupul tău. Lasă ca mâna Lui să se atingă de viața ta. Lasă ca mâna Lui să se atingă de familia ta. Lasă ca mâna Lui să se atingă de tot ce e în jurul tău și să clapi de lumea ta. Aleluia! O, aleluia! Îți mulțumesc, Doamne, că ești aici. În seara aceasta mă rog pentru fiecare persoană, Doamne, mai sunt tineri în locul acesta care încă n-au simțit niciodată prezența Ta. Mă rog pentru tinerii aceștia, Doamne, frumoși, care cunosc Dumnezeu al părinților lor, că Tu ești un Dumnezeu viu prezent în locul acesta. Doamne, mă prostern înaintea Ta, mă sfărm înaintea Ta, Doamne, mă prostern ca Tu voastră la pământ înaintea Ta și te rog în această seară, Doamne, atinge-te de tinerii aceștia, Doamne, atinge-te de fiecare tânăr din locul acesta, atinge-te de tinerii care sunt în sală, Doamne, și n-au curat să treacă în față. De cei care, Doamne, nu te-au simțit niciodată, de cei care doar vin la biserică și cuvintele trec în ei, de cei care nu sunt nimic cântare, de cei care nu sunt nimic în poezie, vrem să te vedem, Iisuse Hristoase. Vreau să te văd, Doamne Iisuse, vreau să te văd, Doamne Dumnezeul meu. Doamne Dumnezeul nostru, Doamne Dumnezeul nostru, mă rog pentru cei care au ieșit în față. Mă rog și pentru cei care încă n-au avut curajul să iasă în față, Doamne. Doamne, suntem o generație care însetează după prezența Ta. Suntem ca un pământ uscat care așteaptă ploaia de ani de zile, Doamne. E timpul, Doamne, să cadă ploaia trezirii spirituale în bisericile noastre. E timpul să lucrezi, Doamne, în viața noastră. Știm, Doamne, că timpul acesta e aproape și Te rugăm în seara aceasta, Doamne, să Te atingi de fiecare tânăr de aici. Doamne, cunoaștem, Te cunoaștem pe Tine doar din cărți. Te știm doar din poveștile părinților noștri. Am auzit doar vorbindu-se despre Tine. Dar în seara aceasta, Doamne, ochii noștri doresc să Te vadă pe Tine, Dumnezeule. În seara aceasta vrem să Te simțim la lucrul în locul acesta. În seara aceasta, mâna Ta de Dumnezeu, Te rugăm să se atingă de toți tinerii din locul acesta, Doamne. Doamne, prea mult, prea mult trăim doar din experiențe de moment. Ajută-ne, Doamne, ca în fiecare zi să ne dorim să fim plini de Tine, Dumnezeule, mai mult. În fiecare zi mai plini de Duhul Tău cel Sfânt. Duhule Sfinte, vrem ca din ce în ce mai mult să pui Tu stăpânire pe viața noastră, pe voința noastră, pe mintea noastră, pe gândurile noastre. Mă rog pentru acești tineri, Doamne, care însetează după Tine, pentru tinerii care au avut curajul să iasă în față declarând că vor să simtă prezența Ta în locul acesta, vor ca Tu cu mâna Ta de Dumnezeu să Te atingi de ei. În momentul acesta, Doamne, clatină locul acesta,
Clatină locul acesta, Doamne. Ai promis că voi clătina cerurile și pământul. Clatină cerul și pământul vieții noastre, Dumnezeule. O, ai clătinat Spania prin criza asta economică, Doamne. Ai clătinat lumea asta prin această criză și prin bolile care sunt astăzi. Sfârșitul e aproape, Doamne. Se apropie dimineața. Se apropie clipa când te vom vedea față în față. Se apropie momentul când vom auzi Maranata, vine Iisus Hristos, aleluia. În seara aceasta, Doamne, mă rog pentru acești tineri care au ieșit în față. Mă rog, Doamne, din toată inima. Și aș putea striga și până la dimineață, dar nu contează asta, Doamne, vocea mea nu contează. Nu contează că vorbim încet sau tare înaintea Ta, Doamne Dumnezeule. Mă rog pentru tineri aceștia, vor să Te experimenteze, Doamne, dacă există vreunul dintre ei bolnavi, în numele Lui Iisus Hristos, fii vindecat în seara aceasta. Iisus e prezent în locul acesta, El care a vindecat în seara aceasta poate vindeca. Minuni mai mari ne-ai promis, Doamne, că vei face astăzi. Așteptăm minunile acelea mari pe care Tu le-ai promis. Aștept în seara aceasta, Dumnezeule, ca mâna Ta să se atingă de cei bolnavi. Eu nu pot provoca niciun fel lucrul acesta, Doamne. Știu că ține de voia Ta, de harul Tău, de mila Ta. Uită-Te cu toată dragostea la cei ce sunt bolnavi. Și, Doamne, dă-ne credința să putem declara în numele Tău vindecare în dreptul fiecărui bolnav din locul acesta. Iisuse Hristoase, mâna Ta care s-a întins de cei orbi, să se atingă de cei bolnavi în trupul lor. Și să putem declara în seara aceasta, fii vindecat în numele Lui Iisus Hristos. O, dacă există cineva în locul acesta, Doamne, care și-a pierdut locul de muncă și nu mai are speranță că își va găsi un loc de muncă, aurul și argintul este în mâna Ta, zice Hagai. Aurul și argintul, banii din lumea asta sunt în mâna Ta, Dumnezeule. Știm că și locurile de muncă sunt în mâna Ta. Rezolvă, Doamne, orice problemă financiară. Dacă există vreunul dintre ei, Doamne, care e căzut într-o stare de descurajare, nu mai are speranță, Doamne, îi este frică de ziua de mâine. Au această frică de necunoscut și diavolul a lănțuit biserica de astăzi prin frică. O, Doamne Dumnezeule, eliberează-ne de orice lanț al fricii în seara aceasta. Te rog frumos să Te atingi de fiecare tânăr din locul acesta. Dacă există tineri aici, și nu pentru ăștia din față, mă rog doar în primul rând, ci mă rog și pentru cei din spate, Doamne, dacă există tineri care n-au experimentat nașterea din nou, tineri care nu Te-au simțit niciodată, Doamne, tineri care nu sunt atenți nici la prieteni, nici la cântări, tineri care nu se roagă în fiecare zi acasă, tineri care nu citesc din Biblie în fiecare zi, acum în locul acesta, Doamne, Te rog să Te atingi de tinerii aceștia. Mă rog să Te atingi de tinerii care n-au făcut decât să audă despre Tine, dar nu Te-au văzut niciodată. De tinerii care au auzit de la părinții lor vorbindu-se despre Tine, atinge-Te, Doamne, de ei în seara aceasta. Fă să simtă că ești viu, prezent în locul acesta, Doamne, aleluia. Doamne Dumnezeule, Te rog, vreau să simt prezența Ta, însetăm după Tine, Dumnezeule. Aș vrea ca toți cei ce sunt în locul acesta să cadă, Doamne, cu fața la pământ înaintea Ta și toți să declarăm împreună, există Dumnezeu cu adevărat și aici, în locul acesta, e prezent adevăratul Dumnezeu. Îți mulțumesc, Doamne, că ești aici, îți mulțumesc că ierți, că vindești, că liberezi, că pui pace în orice familie, în orice familie există problemă, pui pacea Ta. Îți mulțumesc că ridici pe cei fără de speranță, pe cei disperați, Doamne, Tu le rezolvi problema. Suntem ca evrei, Doamne. Suntem ca evrei în fața templului. Viața noastră a rămas o dărâmătură, Doamne. Uită-Te, Doamne, peste dărâmăturile noastre, declarăm și noi ca profetul Vechiului Testament. Și ridică-ne, Doamne, iarăși. Suntem doar amintiri frumoase. Trimite Duh de cercetare. Fă să-i simțim apropierea. Ca să putem sta în picioare. O, prorocește-ne învierea seara aceasta. Îți mulțumesc, Doamne, că Te atingi de noi. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc pentru că ești aici. Chiar dacă nu întotdeauna simțim, noi mergem în virtutea credinței și nu a sentimentelor în primul rând. Doamne, știu că în seara aceasta ai vindecat, ai eliberat, ai iertat. Prezența Ta, Doamne, eu am simțit-o și sunt sigur că au fost mulți care au simțit această prezența Ta și o simt acum. Doamne, toți tinerii din locul acesta avem o speranță, ultima și sigura speranță. Că într-o zi ce zi minunată va fi, dincolo de lumea aceasta se va auzi Maranata, vine Iisus Hristos, ieșiți în întâmpinare. Doamne, în ziua aceea îl voi vedea pe bunicul care a 25 de ani. În ziua aceea îl voi vedea pe Cosmin și pe toți cei dragii mei care au trecut din lumea asta. Îi voi vedea pe toți prietenii mei care au trecut de aici. O, ce zi, ce minunată zi! E ziua, Doamne, când mormintele de lângă Barcelona se vor deschide și oamenii vor ieși de acolo.
E ziua, Doamne, când mormintele din România, de la margini de sat, se vor deschide și vor sta față în față cu Tine, Dumnezeu nostru. E ziua că nu mai va fi cancer. E ziua că nu mai fi, Doamne, boală. E ziua că nu va mai fi crize economică. E ziua că nu vor fi lacrimi și durere. E ziua când vor sta față în față cu Tine și vei șterge orice lacrimă din ochii noștri. O, Doamne, Dumnezeule, am o singură speranță. Am o singură speranță. Și-am văzut un cer nou. Și-am văzut un cer nou. Și-am văzut un cer nou și un pământ nou, zice Ioan. Și iată că toate lucrurile au fost noi. Pentru Tine. Sfârșitul e aproape, dragii mei. Sunt atât de sigur că Iisus e aproape, pe cât țin microfonul ăsta în mâna mea. Iisus e aproape. De ani de zile strigăm înspre El, Doamne, vino, Maranata. Și Iisus întârzie din punctul nostru de vedere, dar nu din punctul lui Dumnezeu de vedere. Din dragoste pentru mine și tine. Dar sfârșitul e aproape. Chiar n-auziți cântecul de îngeri care se aude din ce în ce mai aproape? Chiar nu simțiți că se apropie primăvara? Chiar nu vedeți zorii ridicându-se? E aproape dimineața. Dincolo de lumea asta se aud îngerii care strigă, Maranata, vine Iisus. E speranța pentru care noi trăim, că lumea asta nu se termină la moarte. Că dincolo de toate există o ușă mare care se va deschide. Ești ocean, poarta cerului. Ești Domnul meu. Și într-o zi vom intra pe porțile de aur ale Ierusalimului cel nou. Cântând cântarea celor mântuiți. Când vom intra pe tale porți de aur. Ierusalim e loc iubit și sfânt. Tot cerul fi va plin de osanale. Spre slava celui fărul trebuie. Ești tot ce am. Doamne, Tu ești tot ce avem. Ești Domnul meu. Simțiți-vă liberi să cântați Domnului. Cântați cântarea aceasta ca pe o rugăciune înaintea Domnului. Doamne, Tu ești tot ce avem. Hai să cântăm cântarea aceasta ca pe o rugăciune. Cântați cântarea asta ca și cum v-ați ruga. Spun mărturisiții Domnului, Doamne, Tu ești tot ce avem. Ești tot ceea ce contează cu adevărat. Aș vrea să cântăm cântarea aceasta. Dacă vreți, puteți să vă rugați mai departe. Dar aș vrea să cântăm cântarea asta ca pe o rugăciune. Cântați-o ca pe o rugăciune. Acum aveți libertatea să ridicați privirea în sus și să cântăm cântarea asta și să-i spunem lui Dumnezeu, dar sincer, Doamne, ești tot ce am. Nu banii mei contează, nu mașina mea contează, nu sănătatea mea contează, nu familia contează, ci ești tot ce am, Doamne, lumea asta. Poți să-i spui Domnului lucrul acesta? Ce ziceți, dragi tineri, de la Castelion? Puteți să-i spuneți Domnului în seara aceasta, Doamne, ești tot ce am, fără să mințim. Doamne, ești tot ce am, nu banii din buzunar, ești tot ce am, nu sănătatea, ești tot ce am, nu familia. Dacă nu mă iubește cineva mai mult, a zis Iisus Hristos, decât își iubește familia, casa și mașina. Nu-i vrednic de mine. Hai să cântăm cântarea asta, să cântăm cu pasiune pentru Hristos. Aș vrea să o cântăm ca pe o rugăciune. Cântările nu se umputură în biserică, cântările sunt rugăciuni. Știați că fiecare cântare noastră este o rugăciune. Rugați-vă cântând și dacă aveți libertatea Duhului vostru, veniți înaintea Domnului rugându-vă, dar în fiecare cuvânt al cântării voastre e ascultat de Dumnezeu. Biblia spune că o cântare înaintea Domnului valorează mai mult decât o jertfă. Roagă-te cântând Domnului și spune, Doamne, ești tot ce am, aleluia. Ceea ce-mi contează cu adevărat, ești Tu, Iisuse Hristoase. Te adorăm în această seară, Doamne. Tu ești Domnul nostru. Singurul lucru pe care ne bazăm fericirea, Doamne, ești Tu. Mare om al lui Dumnezeu, C.S. Lewis spunea, bazați-vă fericirea pe Iisus, pentru că El rămâne în viață. Ești tot ce am, ești Domnul meu, mă credințez în brațul tău. Ești Domnul meu, ești Tatăl meu, tu nu poți fi. Ești Tatăl meu.
chiar fără instrumente, să cântăm cântarea asta mai departe. Să cântăm încă o dată Domnului Iisus, Doamne, ești tot ce am. Dar cântați-o din toată inima, să se vadă pe fețele voastre că nu mințim. Haideți să cântăm încă o dată, dar fără instrumente odată. Să auzim fiecare dintre noi clar. După aceea puteți intra și cu instrumentele. Hai să cântăm din toată inima. Doamne, Tu ești tot ce avem. Toată fericirea noastră se bazează pe Tine. Noi nu avem nimic altceva în lumea asta valoros în afară de Tine. Amin? Haideți să cântăm din toată inima. Începeți, Valer, cântați cântarea aceasta din toată inima. Și să ești spunem, tot ce am. Hai să spunem Domnului, în liniște. Ești Domnul meu. Mă încredințez. Ne încredințăm, Doamne, în brațul Tău. În seara aceasta mergem din locul acesta așezați în mâna Ta. Tu ești Domnul nostru, aleluia. Ești Tatăl nostru. Tu nu poți fi înlocuit. Ești Domnul nostru. Doamne, ești tot ce avem. Nu contul din bancă contează. Nu mașina contează. Nu sănătatea contează. Nu viața asta contează. Ceea ce contează, Doamne, ești Tu. Ne credințăm în mâna Ta în seara aceasta. Toți tinerii prezenți la Castelion declarăm: Tu ești Tatăl nostru. Nimic nu te poate înlocui pe Tine. Hai să zicem Domnului încă o dată din toată inima: Tu ești, Doamne, Domnul nostru. Tot ce avem noi. Slăviți să fie numele Tău. Doamne, îți mulțumim pentru atingerea Ta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru faptul că ai fost aici între noi și ai împărțit binecuvântări. Doamne, ai dăruit iertare și de aceea Te slăvim și îți glorificăm Sfântul Tău nume. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ai promisiuni față de fiecare dintre noi și Tu nu uiți promisiunile Tale. Doamne, îți mulțumim că Tu nu Te schimbi, rămâi același, același care ai fost în vechime, același ești astăzi și în vecii vecilor. Ești Dumnezeul nostru. Doamne, și îți mulțumim pentru faptul că L-ai trimis pe Iisus Hristos ca să aducă o jertfă perfectă și noi să fim împăcați cu Tine. Și acum suntem numiți fii de Dumnezeu. Îți mulțumesc, Doamne, pentru atingerea Ta din seara aceasta. Îți mulțumesc și suntem încredințați că Tu transformi. Doamne, încă transformi. Ai început această transformare și o vei continua. Îți mulțumesc, Doamne, pentru cuvintele Tale minunate. Îți mulțumesc că zilnic ne vei purta în carul Tău de biruință. Doamne, suntem slabi, suntem micuți, suntem neînsemnați, dar Te avem pe Tine ca Tată. Și dacă Tu ești Tatăl nostru, nimic nu ne mai lipsește, Doamne, că Tu ne porți de grijă. Eu știu că vei fi aproape de inima noastră în fiecare moment și ne vei călăuzi. Și nici când nu ne vei uita, suntem ai Tăi pe vecie. Slavă numelui Tău! Dumnezeu e tăria mea. Puteri ca în cer și pe pământ. Dumnezeu e tăria mea.
orice lume se întâmplă, este scris și cuvânt. Dumnezeu e tăria mea. Încercarea când e mare și se pare că mă-ngroapă, întunericul e greu și nu mai pot vedea. Crește-n fruntea și genunchii, dar în astea cerul Duhul. Dumnezeu este floarea mea. Dumnezeu e tăria mea. Prin El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Numai din El. Prin El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Din El, prin El și pentru El. Prin El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Toată gloria. Să fie gloria, a lui să fie gloria, a lui să fie gloria, în veci de veci, amin. Și încă o dată cu vocile noastre să fie gloria. A lui să fie gloria, a lui să fie gloria, a lui să fie gloria. A lui să fie gloria, a lui să fie gloria, a lui să fie gloria, veci de veci, amin. Slăvit să fie Domnul! El merită toată slava, toată cinstea, toată gloria. Lui se închină îngeri în ceruri și toate ființele vii. Ne-am închinat și noi în seara aceasta și viața noastră rămâne o viață de continuă închinare înaintea Domnului. Vreau să vă mulțumesc tuturora celor care ați luat parte la închinarea noastră, cei care ați venit de departe sau mai de aproape, Dumnezeu să-și lase mâna Lui, Sfântă,
peste voi. Așa ca semn de binecuvântare. Voi știți că atunci când Dumnezeu își întinde mâna spre noi, suntem umpluți de binecuvântare. Iar dacă Dumnezeu își trage mâna, suntem privați de această binecuvântare. Fie ca această binecuvântare să rămână în viața noastră. Amin.